Salut, comunitatea Vocea Creștinilor! Dragilor, continuăm campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet. Datorită vouă, am reușit să achiziționăm primele 15.000, iar acum dorim să deschidem o nouă campanie prin care să achiziționăm un număr de 50.000 de Biblii. Pentru că avem foarte multe cereri de la partenerii noștri din țară, și cei mai mulți dintre ei sunt pe lista de așteptare. Prin implicarea noastră a tuturor, vom reuși să împlinim nevoia lor. Poate te întrebi de ce să investești într-un proiect de Biblie, fiindcă Biblia este relevantă chiar și în secolul vitezei. Ea ne oferă un fundament moral și stabil într-o lume în schimbare, ne conectează cu Dumnezeu și ne aduce speranță în vremuri de incertitudine. Dăruind-o, oferim o sursă de inspirație și consolare tuturor oamenilor din generația noastră lăsând totodată și o moștenire copiilor noștri. Investește împreună cu noi ca această scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Societatea Biblică din Atlanta oferă un exemplar din Biblie la doar 5,5 dolari. Dumnezeu te va răsplăti pentru bucuria pe care o vei face acelor persoane care nu au o Biblie în formatul tipărit. Dragostea Lui se va revărsa peste tine și familia ta și peste comunitatea din care faci parte. Campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet, îți amintește că poți face donațiile pe care le dorești prin intermediul următoarelor linkuri: vocea creștinilor.com donație și pe caravanaevangheliei.ro slash implicate. Mulțumim pentru implicare! Salutăm comunitatea Vocea Creștinilor! În această seară de vineri suntem într-o ediție specială. Din nou mergem pe acest subiect al războiului din Israel, totodată al războiului din Ucraina, pentru că împreună ne dăm seama că tot mai mult se discută despre un război mondial, un al treilea război mondial. Dar de ce ne-ar interesa pe noi, comunitatea Vocea Creștinilor? Pentru că, din punct de vedere profetic, lucrurile se anunță, este profețit. Biblia spune despre anumite evenimente, despre Gog și Magog, în cartea Ezechiel de asemenea, însă vrem să știm mult mai multe din punct de vedere spiritual, unde ne situăm din punct de vedere profetic al cuvântului lui Dumnezeu. Totodată trebuie să vedem ceea ce se întâmplă astăzi, cu două războaie, care sunt tot mai apăsătoare pentru lumea internațională, pentru toate țările din lume, pentru sprijin, și de fapt se pare că lumea se împarte din două cei care susțin pacea în Israel, cei care susțin creștinătatea și iudei, evrei și de cealaltă parte o lume care susțin Palestina și susțin partea musulmană. Așa că în această seară vom încerca să găsim răspunsuri avându-l pe fratele pastor Florin Antonie alături de noi. Ca de obicei, frate Florin, îți spunem bine venit și Domnul să te binecuvânteze pentru ceea ce faci pentru comunitatea Vocea Creștinilor. Shalom Alechem, pace vouă tuturor, sunt onorat să fiu împreună cu voi și în această după -amiază. Aș putea spune Shabbat Shalom, pacea de sabat. Iată că, din nefericire, lumea a intrat într-un con de umbră din punctul acesta de vedere. Cu toate acestea, sunt onorat să fiu împreună cu voi. Mă bucur de părtășia Sfinților, fie ca Dumnezeu să ne păzească. Vrem ca și în această seară cât mai multă lume să audă acest mesaj, această dis discuție, acest dialog pe care le avem alături de dumneavoastră, estimați uh, ascultători. Nu uitați, e foarte important pentru noi, ca și creștini, ca și creștini practicanți care iubim pe Domnul Iisus, să avem un limbaj foarte bun, un limbaj sănătos aici, pe comunitate, pentru că e foarte riscul foarte mare să fim blocați și canalul pur și simplu să se, se închidă. Încă de luni și până astăzi blocăm în fiecare zi zeci și poate chiar sute de mesaje de la troli. Și când spun troli, sunt uh, conturi făcute fake din partea celor care vor să ne facă rău, uh, de cei care sunt de partea de partea palestine, de partea uh, organizației grupului Hamas ca să insereze cuvinte prin care YouTube-ul automat să ne blocheze. De aceea, Orice abatere, orice, cuvint, orice cuvânt, orice limbaj care nu este la locul lui și care ne poate, ne poate duce la închiderea canalului, noi vom bloca. Vă rugăm să avem un limbaj bun, sănătos, poți să fii contradictoriu, poți să ai un limba, o, o altă părere, dar nu dăm voie limbaj urât, denigrator în care să veniți asupra noastră, asupra invitatului sau altor invitați în a vorbi urât cu un limbaj care nu este la locul lui. Așa că vom, din stat, vom tăia orice limbaj ne la locul lui. Um, și în, inclusiv în această seară, după emisiune, vom selecta toate mesajele. De ce? Ca să protejăm comunitatea. Așa că, frate Florin, să începem această dezbatere în această seară alături de comunitatea noastră frumoasă. Cei care vreți să fiți parte din ea și vreți să comentați, vreți să vă spuneți părerea sau să puneți o întrebare, sunteți bineveniți. Dar dacă veniți cu intenția să distrugeți acest loc, nu o să vă lăsăm. Vă încurajăm celor care doresc să fiți parte să vă abonați, să dați un like să trimiteți un mesaj și să vă abonați la canalul nostru pentru că în următoarea perioadă, după cum ați văzut, avem ediții speciale, aproape în fiecare zi, update-uri cu tot ceea ce se întâmplă uh, în Israel și nu numai în toată lumea. Frate Florin te rog. Mulțumesc pentru această chemare la ponderare și uh, la o analiză de sine. Este într-adevăr o dovadă a noastră a creștinilor că trebuie să luminăm în această lume. Mai ales că nu trăim vremuri bune. Titlul uh, emisiunii tale, Ciprian, este sugestiv, nu doar pentru astăzi, ci pentru, pentru întreaga istorie. Și dacă îmi permiți, vreau să încep de la un cuvânt biblic, pentru că vreau să-i încurajez pe frații mei, și apoi dacă îmi permiți să mă și rog pentru ceea ce se întâmplă în Israel, pentru că acolo sunt frații și surori de -ale noastre, și de-o parte și de cealaltă. Să știți că avem în Palestina frați și surori, credincioși Domnului Isus Hristos și ei suferă, suferă în acest moment, de aceea și pentru ei ne vom ruga. Psalmul 121, versetul 4, iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce îl păzește pe Israel. Domnul este păziturul tău, Israel, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi și la plecare și la venire de acum și până în veac. Amin. Tată, ne încredințăm în mâna ta. Și îți mulțumim pentru că tu ești în controlul tuturor lucrurilor, fie că noi suntem de acord cu ele sau nu, că ne plac sau nu, că le acceptăm sau nu. Doamne, îți mulțumim pentru că tu știi cel mai bine ce e bun și de dorit pentru fiecare dintre noi. Te rugăm ca tu să fii cu frații noștri care luptă în aceste momente, cu familiile care și-au pierdut pe cei dragi. Binecuvântează, Doamne, poporul Israel. Binecuvântează, Doamne, și pe frații și surorile noastre care s-au întors la tine din partea Palestinei și care suferă la fel de mult acum datorită atrocităților făcute de mișcarea Hamas, de mișcarea Hezbollah, de mișcarea lumii arabe. Oamenii aceștia, Doamne, au înțeles că ei trebuie să se întoarcă către tine și mă refer aici la frații și surorile noastre. Protejează-i și binecuvântează-i. Amen! Amen. Prieteni, ne așteaptă, așa cum v-am spus, vremuri grele. Ciprian, dacă aveai o întrebare? Nu am întrebare momentan. Doar vreau să amintesc că am primit foarte multe mesaje prin faptul că astăzi și mâine se va ține poși și rugăciune pentru poporul Israel. Ceea ce facem noi și astăzi și mâine vă încurajăm noi toți, cu toții, toată comunitatea creștină, cât și comunitatea de evrei, ținem acest post și rugăciune pentru ceea ce se întâmplă în Israel. Uh, îmi permiți, Ciprian, încă de la început să fac doar Te un rog. scurt anunț care a venit, a venit direct de la Ministerul de Externe al Statului Israel și care a fost distribuit în toate comunitățile evreiești din lume. Fac un apel pe această cale către toți uh, etnicii evrei sau chiar cetățeni uh, israelieni uh, care nu sunt pe teritoriul Israelului să fie ponderați în aceste zile, uh, să nu iese în stradă la mitinguri uh, pentru că vor fi provocați. Astăzi, de exemplu, în lumea arabă, la inițiativa mișcării Hamas, a fost declarată ceea ce se numește în limba engleză The Fury Day sau ziua furiei. Este o chemare la suport pentru Palestina și li s-a spus acestor arabi o directivă clară: să-i provoace la violență pe evrei, să provoace vestul la violență, astfel încât haosul să se răspândească rapid. Mișcarea Hamas știe că, din punct de vedere militar, nu poate face față Israelului, de aceea vor încerca în acest, în acest conflict pe care l-au pregătit foarte bine, nu ei. Ci e, sunt în conjuncție cu alte state foarte puternice, pe scurt. Ceea ce vedeți acum desfășurându-se sub ochii noștri este mâna e, alianței ruso-chinezo-iraniene, la care participă efectiv și activ și Turcia, chiar dacă o face voalat, având în vedere că Turcia este membru NATO. Dacă urmăriți însă retorica acestor state, veți înțelege de ce. Din punctul meu de vedere, suntem, dacă nu cu ambele picioare, măcar cu un picior trei sferturi în al treilea război mondial. Nu vreau să șochez pe nimeni, nu vreau să stârnesc panică, vreau doar să vă responsabilizez. Poate că voi vă întrebați de ce trebuie ca uh, într-un canal religios sau să auziți lucrurile acestea din postura unui om care este și pastor în același timp. E bine, pentru că eu cred. Că un pastor are pe lângă multe alte obligații și acea obligație de a-și ține informată comunitatea. De ce? Pentru că suntem într-o lume a unui bombardament psihologic, atât pe canalele mass media, social media, și un pastor bun care cunoaște nu doar Cuvântul lui Dumnezeu, ci și realitatea în care este, va trebui să-și ține informată comunitatea ca să se pregătească, să știe ce o așteaptă, pentru că noi trăim în această lume. Au fost mulți în aceste zile care ne-au acuzat că politizăm Biblia, nu o politizăm, dragii mei. Noi vă povestim exact ce se întâmplă în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea că lucrurile au fost prezentate mai dinainte în el. O facem nu ca să inducem panică, ci ca să vă ținem informați în modul care trebuie. De ce? Pentru că, așa cum v-am explicat, orice trust de presă este aservit unui serviciu politic. Și ei vor încerca să încline balanța, când într-o parte, când în alta. De aceea, va trebui să înțelegeți cum funcționează lucrurile din punct de vedere uh, biblic de data aceasta. Acestea fiind spuse, uh, permiteți-mi să vă explic de ce, din punctul meu de vedere, și vă rog pe aceia care veți avea tendința. Să vorbiți derogatoriu sau să aveți un discurs antisemit, să nu o faceți. Învăț să învățăm împreună să ne respectăm opiniile, chiar dacă nu suntem de acord cu ele. Vă respect ca oameni, chiar și pe aceia care nu veți fi de acord cu opiniile mele, dar vă voi răspunde întotdeauna politicos, pentru că meritați. Omul întotdeauna merită politețe. De deci ce eu cred că suntem într-un război care poate să degenereze ca o scânteie? pusă pe o dinamită, adică dintr-o secundă în alta, e bine pentru că acolo nu mai avem în joc doar elementul strategic-geopolitic, ci avem și o componentă religioasă. Gândiți-vă că în acea zonă, în Palestina de astăzi, așa zisa Palestina de astăzi, sunt teritorii um, ale vechiului Israel, dar pe care le... Cumva le clamează și popoarele arabe Chiar dacă nu au dreptul istoric la ele La Ierusalim, de exemplu Gândiți-vă că este confluența a trei mari religii Este religia iudeo-creștină Adică iudaismul, creștinismul Și apoi avem și uh, religia uh, islamică, musulmană Avem islamul e bine, Astăzi uh, s-a cerut să se volatilizeze peste tot în Europa și peste tot în lume, tot ceea ce înseamnă mișcare socială prin mitinguri care se instige la violență. De ce se face lucrul acesta? Pentru că forța musulmană știe că doar prin astfel de componente pot să activeze în mentalul colectiv al popoarelor musulmane ceea ce i-a unit pe ei ca și mentalitate, și anume sintagma morții, comparativ cu popoarele vestice, cu religia iudeo-creștină, care pune pe cel mai înalt loc valoarea vieții, viața însăși, să știți că în cultura musulmană valoarea fundamentală este diametral opusă. Pe ei interesează moartea. Pentru că ei consideră că moartea și mai ales martirajul, cu alte cuvinte, dacă mor omorând evrei sau americani sau creștini, vor avea un acces mult mai înlesnit în rai și mai multe virgine care să li se pună la dispoziție acestor bărbați. V-am spus lucrurile acestea ca să înțelegeți oarecum motivația supremă, o motivație carnală, o motivație instinctuală, pentru că sexualitatea este până la urmă considerată în psihologie a fi la latura cea mai de jos a omului, a personalității umane, este doar o nevoie uh, fundamentală pentru reproducere și pentru plăcere. Uh, plăcere de o clipă. Uh, vă dați seama, acești oameni își doresc virgine, nici măcar femei, virgine. Cât mai multe să aibă. Uh, își doresc să domine. Își doresc să-și arate masculinitatea lor. Însuși, conceptul Hamas l-am explicat miercuri la Genesis și cred că și tu ai preluat, Ciprian, această predică. Hamas înseamnă în limba ebraică, ceea ce se traduce în românește, sălnicie, răutate, dorința de a viola, de a umili, de a distruge. Culmea că în limba arabică, o limbă înrudită cu limba ebraică, ei traduc lucrul acesta prin vitejie, prin dârzenie. Dar este acel tip de vitejie care te pune în postura de a-l umili pe celălalt. Nu este vitejia de a-l ridica pe cel căzut și de a-ți susține adversarul ca să nu fie umilit, ci este din contră dârzenia de a călca în picioare pe cel care este căzut. Nu la întâmplare, acești teroriști nu s-au dat în lături în a decapita bebeluși, dacă vă vine să credeți. Adică oamenii cei mai fragili, în postura și în statutul lor cel mai fragil din această lume. Un infant care era în, în coșulețul lui nu te putea, nu se putea face rău nici măcar dacă, dacă te-ar fi atins cu degețelele lui. Pentru că era atât de fragil. N-a fost suficient că i-au decapitat. I-au și făcut de rușine. Oameni, mame care au fost violate în fața copiilor lor, Copii legați, copii legați ca să-i vadă pe, părin pe părinții lor, pe femeile acestea violate de câte 10-20 de bărbați și apoi când n-au mai putut să o violeze sau când femeia aleșinată a împușcat-o. Violate în fața bărbaților lor, apoi împușcați ca familie. De unde știm lucrurile acestea? Că poate mulți dintre voi vă întrebați de unde le știm. Ei bine, perimetrul israelian este monitorizat video aproape peste tot. Marea majoritate a caselor au, au imagistica aceasta. În uh, high definition. Cu alte cuvinte, uh, nu doar că putem identifica foarte clar cine au fost acei oameni, dar putem să vedem și cum și ce au făcut. Uh, imaginele sunt dure și nu le putem prezenta public. Sunt de o duritate extremă. Uh, un lucru interesant, și apoi vă spun de ce eu cred că suntem în pragul celui de-al treilea război mondial. Și păzească-ne, Domnul! Dacă Dumnezeu îngăduie încă puțină vreme, mi-aș dori din tot sufletul uh, să intervină cât de curând, pentru că chiar suntem în pragul celui de-al treilea război mondial. Dar, până la urmă, facă-se voia lui Dumnezeu. Prieteni, uh, țineți minte teza aceasta a terorismului, pentru că vă voi arăta, vă voi descrie, că n-am voie să vă arăt public lucrurile acestea. Vă voi spune exact ce s-a întâmplat și veți vedea că nu au fost doar teroriști masacru cel mai macabru cu putință nu l-a făcut teroriștii, cei îmbrăcați în uniforme militare, antrenați să omoare, ci l-au făcut civilii care au venit împreună cu ei la invitația teroriștilor. Asta arată imaginile surprinse și din, în această săptămână am învățat din foarte multe surse video și audio cine au fost cei care au făcut rău și dintre aceștia cine sunt cei care au făcut răul cel mai crunt. Dacă vă vine să credeți, Teroriștii au făcut atrocități. Civilii care i-au însoțit au făcut atrocități la puterea a doua sau a treia, dacă aș putea spune asta. De aceea, retorica care protejează uh, și care vorbește despre un dezastru umanitar, mi-aș dori din tot sufletul să fie una ponderată, pentru că, din punct de vedere statistic, noi nu știm câți simpatizanți. Atenție, nu câți teroriști, ci câți simpatizanți ai terorismului sunt în acea zonă. În funcție la urma urmei, teroriștii aceștia să nu credeți că au fost parașutați în Palestina. Ei sunt membri unor familii din Palestina. Acolo fiecare familie are în medie câte 5, media este 5-6 copii, unii au 10-15 copii. Sunt înrudiți între ei pentru că în islamii se pot căsători cu verișorii lor sau verișoarele lor primare. Un astfel de terorist este înrudit cu încă 500-600 de oameni. Păi să nu credeți că familia lui dintr-o dată o să-l privească ca pe, un, ca pe un retardat sau ca pe un, un terorist. Să știți că pentru arabi, nu uitați declarația pe care a făcut-o liderul suprem al Iranului: le vom pupa mâinile și creștetul capului acestor oameni pentru că au făcut ceea ce au făcut. Cu alte cuvinte, pentru ei este un mare premiu, mare premiu să facă rău. Dar disociem uh, acești oameni de palestinienii care chiar își doresc ceva bun. nu îi punem pe toți în aceeași oală, să nu ne înțelegeți greșit. Știm că avem frați și surori acolo, știm că avem oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, știm că sunt și arabi, de partea arabă, palestinieni de partea arabă, care nu-și doresc acest conflict, care și-ar dori să lucreze în Israel. Care și-ar dori să câștige niște bani pentru familia lor. De aceea, nu punem pe picior de egalitate. Dar, acum, va trebui să înțelegem cum să stârpim răul din rădăcină. Deci, eu cred că este al treilea război mondial și vă rog să fiți foarte atenți. În anul 2023, din care mai avem, iată, două luni, și un pic la dispoziție, fiți foarte atenți ce vă spun, pentru că e o informație de primă mână. China, China prin președintele său s-a întâlnit cu autoritatea palestiniană. S-a întâlnit cu liderii Siriei. S-a întâlnit cu Rusia. S-a întâlnit cu Iranul. Fiți foarte atenți la lucrurile acestea pentru că în spatele acestor atacuri teroriste nu este doar o idee de descătușare a furiei teroriste. De data aceasta s-a văzut că oamenii care au atacat au fost extrem de bine antrenați, au fost extrem de puternic susținuți. Ba mai mult decât atât, s-au creat premisele unirii dintre uh, polii terorismului. Avem în sud, în fâșia Gaza, mișcarea Hamas. Mișcarea Hamas este uh, uh, de un anumit spectru religios în Islam. În nord, avem mișcarea Hizbola, care iar are un spectru diferit în Islam. Unii sunt suniți, alții sunt șiiți. Aceste două partide, suniții și șiiții, au fost mereu într-o luptă. Suniții sunt cei care sunt clasici, care consideră că Islamul trebuie păstrat, așa cum l-a lăsat Mohamed, care a fost ultimul dintre lideri. Șiiții consideră că el, înainte să moară, Mohamed i-a dat i-a dat drepturile de pline uh, verișorului său, Ali. Și atunci între ei s-a creat această discrepanță. E bine, de ce v-am spus asta? Pentru că astăzi vor să se unească. Sursele care au venit din partea militară ne spun că ei vor să lase divergențele pentru un moment și să se unească în acest război împotriva Israelului. Și au cerut ca toți arabii de peste tot să se unească și vor să declare jihad. Jihad este războiul sfânt al arabilor. De ce este important lucrul acesta de știut? Pentru că, prieteni, această mișcare palestiniană n-a acționat singură. N-aveau nici resurse, n-aveau nici capacități și mai ales n-aveau capacitatea de informație. Ei au acționat cu ajutorul Iranului care a acționat, care susține militar și prin proxy cu ajutorul Rusiei, pentru că Rusia până la urmă este marele gigant din spate, care se dovedește acum că mai are încă un gigant și mai mare deasupra, și anume China. Uitați-vă așadar pe axa China, Rusia, mergând un pic înapoi spre est, Iran, Siria, în nordul um, Israelului. Și veți înțelege acum axa aceasta pe care se desfășoară tot ceea ce înseamnă război. De ce suntem în pragul celui de-al treilea război mondial? Pentru că în comparație cu ceea ce se întâmplă la granița de nord a României, între Rusia și Ucraina, un război care, deși extrem de violent și care a clamat pentru moment sute de mii de oameni, de vieți omenești, dureros și lucrul acesta, acel război a fost oarecum pus cumva între granițe, a fost mai degrabă o mișcare geostrategică care demonstrează în aceste momente că intenția Rusiei n-a fost niciodată aceea de a cuceri Ucraina. Pentru că, din punct de vedere teritorial, au oricum prea mult. Țineți minte ce vă spun. Strategic, Rusia și șicanează Ucraina și vrea să o scoată din, practic, din uh, tutela pe care o are asupra acestui teritoriu, pentru că Ucraina, împreună cu Rusia, dețin terenurile agricole pentru o treime din cerealele lumii. În momentul în care Rusia va avea control asupra Ucrainei, un teritoriu pe care oricum nu interesează, veți vedea că o va lăsa, cum ziceți voi românii, pârloagă cu alte cuvinte, nu se intereseze să investească că ei n bani pentru Rusia să investească. Ce interesează pe ruși este ca Ucraina să nu mai producă pentru America. Pentru că cerealele pe care le produce Ucraina în momentul acesta sunt deținute prin trei carteluri de firme americane. Banii care se obțin din acele cereale și acele cereale pe care le transportă inclusiv România de astăzi nu sunt ale ucrainienilor, sunt ale americanilor. Rușii nu vor altceva decât să restructureze de putere ai lumii. De aceea și uh, Ucraina, acum și au întors uh, 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 privirile către, uh, către Orientul mijlociu și poate că vă întrebați de ce. Înainte de toate pentru că acolo sunt alianții aliații, uh, uh, tradiționale ai Statelor Unite ale Americii, care va fi forțată să intervină și în al doilea rând, pentru că prin Iran, ascultați ce vă spun, prin Iran este poarta de ieșire a petrolului pentru întreaga Europa, a vastei majorități a petrolului pe acolo iese, prin strâmtoarea aceasta deținută de Iran. Prieteni, dacă ei vor intra în război, în secunda 2, nu o să mai avem petrol trimis spre Europa, că este zona de război. De aceea vă spun, este extrem de volatilă. Pe lângă asta, avem componenta religioasă. Țările arabe deja se unesc. Sunt mitinguri. În Irak au fost zeci de mii de oameni, unii spun mai bine de o sută de mii de oameni care au protestat la Bagdad. În Statele Unite, în Londra. În Londra, astăzi au fost adus, în, în momentul în care ne discutăm, peste o mie de polițiști, au fost suplimentate forțele pentru că se așteaptă uh, în capitalele mari să fie conflicte. Ați văzut că sunt atacuri teroriste în Paris. Ați văzut că italienii au probleme în momentul acesta. Bruxellesul are probleme din din punctul acesta de vedere. Vor fi atacuri teroriste. Acum uh, circulă pe internet și vreau să dezmint toate aceste lucruri, tot felul de oameni uh, care n-au nicio autoritate, uh, nici ca formatori de opinie, nici ca și diplo școală diplomatică absolvită, nici ca și nimic. Dar care încearcă, pentru a-și crea vizualizările, să spună că știu ei de undeva că o să fie atacuri teroriste prin București și așa mai departe. Nu există nicio informație în acest sens. Vă rog, nu mai stârniți panică degeaba. La ora la care noi vorbim, nu există nicio informație în acest sens. Și dacă nu vă opriți cu lucrurile acestea, vreau să vă spun un lucru eu. Ministerul de Externe. Și Ministerul de Interne din România monitorizează foarte atent și în România este deja o lege. Vedeți să nu cumva să ajungeți să plătiți penal pentru distribuția de informații false în domeniul acesta al terorismului. S-ar putea să fiți considerați oameni care folosesc informații false pentru stânirea uh, terorismului cibernetic. Aveți foarte mare grijă. Nu distribuiți astfel de lucruri. La momentul acesta nu există nicio amenințare asupra României, asupra teritoriului românesc, asupra Bucureștiului sau a molurilor de acolo vreau să fiți foarte atenți. De unde preluați știrile, vă spun și dacă nu mă credeți pe mine pe cuvânt, luați legătura cu Ministerul de Interne și Ministerul de Externe din România și vă vor confirma ceea ce v-am spus acum. Vă rog din suflet, dacă vedeți astfel de lucruri, raportați-le. Raportați-le pentru că acei oameni distribuie cu bună știință. De ce? Sunt agitatori, mulți, mulți dintre ei, care deservesc Rusia. Rusia asta vrea în momentul acesta să instige la violență, se instige la uh, haos. Revenind, pe ce mă bazez așadar că suntem în pragul celui de-al treilea război mondial? Avem țările arabe toate care se unesc împotriva Israelului și Americii în acest moment. De obicei, arabii lovesc și după aceea gândesc ce au făcut. Sunt foarte volatili în reacțiile lor și au demonstrat-o de-a lungul istoriei. Pentru că în momentul acesta avem trimise acolo două portavioane americane cu o capacitate de luptă enormă. Enormă. Vreau să înțelegeți ce vă spun. Avem Israelul implicat în luptă care va trebui să-și apere granița în sud cu fâșia Gaza. Deja în nord, Libanul a declarat prin Hezbollah astăzi uh, război. Siria a tras și ea. Practic, se strânge menghina, prieteni. Acum, întrebarea voastră ar fi următoarea. Domnule, care ar fi până la urmă, referința biblică. Prieteni, vă aduceți aminte și vă rog, dacă sunteți cinstiți pe aceia care m-ați auzit vorbind, vă rog să declarați. Nu fac spre lauda mea, n-am niciun merit. Eu vă, vă, vă fac lucrul acesta pentru că este datoria unui pastor să vă țină informați, dar vă rog că atunci când sunteți informați, apreciați informațiile. Când a început războiul din Rusia, v-am spus eu, Florin Antonie, chiar aici la vocea creștinilor, că în viitorul foarte apropiat, acest conflict va lua o turnură înspre sud și mai ales înspre sud-est. Se va duce spre Israel. Uite că s-a întâmplat lucrul acesta. Și exact acei actori pe care vi-am nominalizat atunci, iată-i la luptă: Turcia, care este în Biblie Tuval și Meșek, China și Rusia, care nu sunt altceva decât zona descrisă biblic, harta biblică numită Magog. Și vedeți țările arabe pe care le găsiți voi descrise în Ezechiel 38-39. Sunt toate acele țări care se coalizează în acest moment. Asta nu înseamnă că a început, vă rog să înțelegeți, nu a început războiul lui Gog din Magog. Pentru că el să înceapă trebuie să se întâmple mai multe lucruri. El să fie, Israelul să înceapă să fie atacat de niște națiuni care se vor coaliza. Deocamdată este doar atacul terorist, care vine dinspre Gaza, prin Hamas, și vine prin, din Liban, prin Hezbollah. Astea sunt organizații teroriste, paramilitare, nu sunt ale unor state. Doar că în spatele lor veți vedea că se vor coaliza până la urmă și niște state și al doilea aspect care va trebui avut în vedere, Gog nu va pleca din Magog înainte ca Damascul să fie pustit. Deocamdată nu s-au întâmplat aceste lucruri, dar sunt precursori. Aceștia sunt precursori. Pe ce mă mai bazez că ne apropiem cu pași repezi de-al treilea război mondial? America și-a trimis acolo vârful de lance al flotei sale, flota maritimă. Marea Britanie a trimis acolo armată, la fel, flotă maritimă. Europa a trimis astăzi pe șefele sale. Doamna Ursula von der Leyen a fost acolo astăzi. Au pus-o în buncăr, că a început alarma. Doamna Meloni a fost acolo. Secretarul NATO va merge acolo. Americanii și-au trimis cei mai înalți diplomați acolo. Păi, voi vă întrebați de ce. Pentru că lumea civilizată și occidentală înțelege riscurile enorme. Mi-aș dori din tot sufletul ca Dumnezeu să se îndure de noi și dacă El găsește cu cale să preîntâmpine masacru care va urma. Mi-aș dori din tot sufletul să nu înceapă nenorocirea. Doar că tare mi-e teamă că lucrurile se duc într-o direcție ciudată. Vă rog să fiți foarte atenți la cum o spun vor fi victime colaterale enorme. Și din partea Israelului, gândiți-vă că se va implica, probabil în seara aceasta sau mâine dimineață, într-un război de gherilă. Va fi gherilă urbană. Gândiți-vă că ei vor intra în Gaza. Gaza nu este doar orașul de la suprafață, este înțesat cu tuneluri în subteranul său. Sunt milioane de civili acolo poate că unii dintre voi, și apropo de lucrul acesta, se întreabă de ce, de ce lumea nu-i pune la punct pe Israelien pentru că uite ce tragedie umanitară fac. Și acesta, fiți atenți, este retorica atât a Rusiei cât și a Turciei. Tragedie umanitară. Prieteni, pentru că nu se știe care sunt civilii cei buni și care sunt susținătorii Hamasului. Nu uitați, n-au fost parașutați acolo cei din mișcarea Hamas. Oamenii ăștia sunt locali de acolo. Pe lângă asta eu v-am spus. 80% dintre cei care au invadat și au atacat în ziua de sâmbătă, sâmbătă trecută, de data de 7 octombrie, 80% dintre ei n-au fost teroriști, au fost civili care au venit împreună cu teroriștii. Cele mai mari atrocități au fost produse de civili care au venit împreună cu, cu teroriștii. Asta nu înseamnă că îi absolvim de vină pe teroriști. Aceia au făcut atrocități inimaginabile, iar civilii au făcut atrocități inimaginabile la puterea a doua. Cei care au decapitat bebeluși n-au fost cei îmbrăcați militari dintre teroriști, au fost civilii. Civilii care s-au văzut pe camere, s-au văzut cum au stat la garduri și așteptau și ei, au fost chemați, practic. Haideți cu noi. I-au luat și pe ei să facă prostiile pe care le-au făcut. De aceea vă spun, Trebuie să fie foarte atent și minuțios făcut această, această lucrare, pentru că nu știi care sunt civilii buni și civilii răi. Da, teroriștii sunt identificați, le știm figurile, știi, se știe exact cine sunt și nu vor scăpa. Nici în gaură de șarpe nu vor scăpa. Problema este să se identifice acum cine sunt civilii care au participat. Pentru că v-am spus, acei teroriști nu sunt parașutați acolo, sunt din familiile civililor care s-au coalizat cu ei. Asta nu înseamnă că îi punem pe toți la, pe picior de egalitate. V-am spus: sunt palestinieni buni, sunt și palestinieni credincioși, frați și surori de -ai noștri. Doar că sper din suflet ca adevărații palestinieni, și spun, mă refer la cei cu suflet bun, să asculte ceea ce uh, li s-a cerut astăzi prin și ieri. Toată ziua au fost uh, trimise acolo manifeste. Din avion au fost aruncate și li s-a cerut să părăsească zona. Vedeți, diferența dintre un stat terorist, vorbesc aici despre Palestina, despre Liban, despre Siria, despre Iran, sunt state teroriste, state care susțin terorismul, care finanțează terorismul. Diferența dintre acestea și Israel este că Israel nici măcar acum n-a intrat în fâșia Gaza. Voi v-ați întrebat de ce? Tocmai pentru că nu vrea să facă crime de război. Nu vrea să omoare sau să prindă în capcanele acestea civili nevinovați. Ei, înainte să bombardeze un, alt, un bloc pe care îl vedeți cum cade acolo jos și se transformă, ei trimit notificare și spun: Vom dărâma această clădire, plecați de aici. Pentru că scopul israelienilor este, înainte de toate, să dărâme infrastructura pe care o folosește Hamas, pentru că atunci când vor invada Gaza, că o vor face, acești Hamas să nu se mai poată baza pe infrastructură să-i poată prinde ușor. Vă întreb eu acum, dacă sunt civili cărora li se spune, plecați de aici pentru că va fi măcel, nu stați aici și ei stau acolo. Eu vă întreb de ce stau acolo. Care ar fi răspunsul logic? Păi logic este că stau acolo să sprijine terorismul. Ați spune voi, domnule, stau de frică celorlalți. Prieteni, sunt două milioane și jumătate, raportul este în jur de o mie de, o mie de palestinieni pe cap de terorist. Credeți-mă că dacă oamenii aceștia chiar și-ar dori să scape de terorism, ar fi o mie la 1. Aduceți-vă aminte de poporul român când n-a mai a răbdat dictatura în 1989 și-au dat seama că suntem 23 de milioane până la urmă și s-au eliberat. Problema este următoarea. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să fac judecăți de valoare. Pun, adresez tuturor această întrebare. Oare civilii aceia chiar vor să scape de terorism? Chiar vor să scape de Hamas? Sau se simt parte din Hamas? Nu toți, ci unii dintre ei. Aici trebuie să gândim lucrurile, pentru că din punct de vedere statistic, nimeni nu mă poate contrazice. Nu există informații în acest sens. În momentul acesta nu știm cine sunt, nici unii, nici alții. În momentul acesta nu știe nimeni, pentru că ei se ascund. Se ascund în casele oamenilor. Se ascund în spitale. Păi, acei doctori care sunt în spital, de ce nu pleacă de acolo? Sau de ce nu iau acțiune să se elibereze, dacă sunt atât de iubitori de libertate? Mai mult decât atât. Prieteni, decenii întregi, palestinienii au avut șansa să se angajeze în Israel, să câștige bani pentru familiile lor. Ce au făcut cu acei bani? Vă spun eu ce au făcut. Inclusiv conductele de apă, țevile de apă care veneau dinspre. Israel, prin care li se livra apa, au fost scoase din pământ și din ele s-a făcut sau au fost transformate în rachete. S-au tăiat bucățică cu bucățică și le-au făcut rachete. Țevile de apă le-au ce popor e ăsta, vă întreb. Pentru că erau țevi de foarte bună calitate prin care israelienii le dădeau apă. Le-au scos efectiv din pământ. Vedeți că sunt publicate. Ieri, Televiziunea de stat a Iranului, foarte mândră, a prezentat toate aceste detalii și a prezentat un interviu cu liderul Hamas, în care el a prezentat toate aceste lucruri. Și mulțumea Iranului pentru sprijinul lor. Să știți că Iranul pompează miliarde de dolari acolo. Și asta o știe și Occidentul. Să știți că Turcia finanțează. Hamas. Să știți că uh, uh, Siria este implicată acolo. Uh, așa că, prieteni, lucrurile se complică. De ce cred, în rezumat, și vă las să-mi adresați întrebări, de ce cred că suntem în pragul celui de-al treilea război mondial, datorită forțelor implicate acolo. Dacă nu sunteți de acord cu mine, vă respect oricum. Doar că nu o spun doar eu, o spun cei mai mari strategi ai lumii. Mișcarea arabă dă semne că vrea să se unească, să uite de divergențele dintre Shia și sunii, și odată pentru totdeauna să declanșeze jihadul. Războiul sfânt. Să distrugă Israelul, să-i omoare pe evrei și să distrugă America. Îmi pare rău că trebuie să vă spun. Ținta lor este colonizarea Europei. Au suficient de mulți oameni trimiși peste tot în lume, în special în capitalele mari ale lumii, Londra, Roma, Paris și altele, care în momentul acesta sunt supuse unei presiuni enorme din partea aceea. Și ați văzut ce pot face. Să desfacă cauciucurile de la mașină, să le vâre efectiv ca un inel pe torsul femeilor și să le dea foc. De vii! Le-au dat foc de vii! Le-au dat foc de vii în fața familiilor lor. Ce ființe credeți că sunt aceștia? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceasta este opinia mea. Suntem foarte aproape de un risc major, datorită implicației Chinei, datorită implicației Iranului, datorită implicației Turciei datorită implicației Siriei. Prieteni, nu uitați, Turcia este NATO. Retorica Turciei a fost extrem de agresivă, direct împotriva Americii. Este scris vreundeva în Biblie lucrul acesta? Că se va întâmpla lucrul acesta? Ei bine, aflați, războiul lui Gog din Magog va pleca din zona Magog, Magog este Rusia de astăzi și China de astăzi, va coborâ prin Tuval și Meșac, este Turcia de astăzi, și se va al, 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 alinia împreună cu toate celelalte state pe care voi le vedeți că se coalizează, state arabe se coalizează în momentul acesta doar că nu ei și mă refer aici la evrei, se vor lupta cu acești oameni, ci Dumnezeu însuși uh, voi începe de duminică o serie de predici despre războaiele vremurilor de final ale istoriei dacă găsiți cu cale puteți să veniți și să ne bucurăm împreună de acestea. Dacă aveți întrebări. Începem să luăm întrebările dumneavoastră, stimați ascultători. Totodată, cum ziceam, nu uitați, dacă sunteți pentru prima oară și doriți să faceți parte din comunitatea noastră, nu uitați să vă abonați, apăsați butonul abonează-te, clopoțelul și un like, de asemenea, pentru că ne ajută în căutările Google și în căutările YouTube să fim expuși cu mesajul acesta. Primele întrebări care vin și așteptăm pe întrebările voastre, prea multe nu au fost până acum. Totodată vă rugăm să le trimiteți întrebările chiar și pe numărul de WhatsApp, nu de deranjează. O întrebare care vine de la frațe Vrei, după nume, nu știu să citesc când vrește. Totodată vrem să vă rugăm, dacă sunteți din Israel, să ne scrieți chiar pe numărul de WhatsApp, încurajele voastre sau dorințele voastre, dorințe de rugăciune, cum sunteți voi acolo, dacă sunteți în siguranță, uh, care este stare de acolo. Puteți să ne scrieți chiar pe numărul de 8, Acum nu suntem în Arad, nu suntem la, uh, în studioul nostru, suntem la Cuș, pentru că mâine ne așteaptă o conferință cu doctorul Baruch Corman. Nu avem toate lucrurile aici, dar uh, un mesaj pe WhatsApp putem să-l primim și să-l citim. Vă rugăm să ne scrieți dacă sunteți de pe alte continente, de unde sunteți, și dacă sunteți din Israel, acolo, acum, la ora actuală, vă rugăm să ne scrieți. Vă mulțumim! O Doar o mențiune. Vine... Frați da, evrei, frați surori evrei, dacă mă auziți, eu nu sunt în aceeași locație cu Ciprian. Ciprian și echipa lui care nu sunt în locația din Arad sunt acum la Cluj undeva, nu știu limba ebraică, nu știu să citească, eu nu am acces la întrebările dumneavoastră, nu le văd folosiți-vă rog, folosiți literele europene pentru ca ei să le poată citi și să ne poată spune cine sunt. Eu nu văd întrebările dumneavoastră, le vede doar, doar Ciprian, iar el nu știe ebraică și atunci nu o să poată să le înțeleagă. Vă rog să le folosiți în, în litere, literele de circulație internațională și atunci ei vor adresa aceste întrebări. Bun, numele de ID, sau vă mă rog, canalul personal este în ebraică, doar că scrisul de multe ori l-am văzut că este și pe românește. Dar vă rugăm să continuați să ne scrieți în românește. Vă mulțumim! Cum ziceam, primele întrebări care ne-au venit ne întreabă Alina Popovici, Aliosta Popovici, spuneți-ne, vă rog, recomandați pe Ben Safiro ca sursă de informare, domnul Sf. Binecuvânteze. Ben Shapiro, ben Shapiro este Shapiro, Ben Shapiro este un evreu american, este un, un evreu ortodox, nu este evanghelic, nu este un evreu mesianic. Este un evreu uh, ortodox uh, cu foarte bune informații din punctul acesta de vedere de sferă geopolitică. Dacă vă interesează, nu neapărat Biblia, pentru că opiniile domniei sale nu sunt unele pro bono în ceea ce privește Noul Testament, am spus, este evreu ortodox, dar dacă vreți să înțelegeți cum se poziționează strategic lumea, să știți că este o sursă, o, sursă de informații extraordinar de bună. Ben Shapiro chiar este, este un om de cel mai înalt calibru, e unul dintre liderii cei mai mari de opinie din Statele Unite ale Americii. Spun, uh, toate școlile din Israel sunt închise din șaptea, 10 și copiii învață online. Ne așteaptă vremuri grele, dar el este alături de noi, ne încredem în el. Ne scrie un ascultător sau ascultătoare din Israel, nu cunosc un pic. Dumnezeu să-i binecuvânteze, rugați-vă, copilașii aceștia, gândiți-vă că ei văd toate atrocitățile. Uh, părinți, uh, dacă vă pot da o, 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 un sfat, uh, frați Vrei căutați să, să, le controlați telefoanele, să nu cumva să vadă imaginile, pentru că vor rămâne marcați pe viață, să nu vadă cum colegii lor sau uh, cei cu care poate se jucau au trecut prin ce au trecut, au fost arși de vii și așa mai departe. Nu expuneți la aceste informații. Uh, căutați să le distrageți atenția. Nu merită ca în copilăria lor. Nu merită. Nu merită, repet, astfel de lucruri. Uh, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze vă, vă susținem din toate punctele de vedere, îmi plânge inima în fiecare zi pentru voi. Mi-aș dori să fiu acolo, să mă duc eu în locul vostru. Așa de tare mă doare, așa de tare mă doare. Ionut de ne scrie, dacă Arabia Saudită va fi atacată în acest război, Siria va ataca și a Israelul conform Isaia, capitolul 17. Din nefericire, ați văzut cum Biblia, încet, încet, se duce și se împlinește. Pentru că acordul, celebrul acord care era gata, gata să se semneze, a intrat în impas și cel mai probabil o a fi anulat. Arabia Saudită, dintr-o dată, s-a transformat într-unul din actorii care blamează Israelul. Cel mai probabil că veți vedea în, în vremurile imediat următoare, poate dacă nu în lunile următoare, dar în anii următori. Cum, cum uh, efectiv se poziționează împotriva și cum, uh, cum Biblia se va împlini. Prieteni, ce avem în fața acum nu se va termina în câteva zile. Ce avem în fața acum este mai de durat decât războiul dintre Rusia și Ucraina. Este o parte componentă a războiului dintre Rusia și Ucraina și a fost atent planificat pe axa, repet, China, Rusia, Iran, pentru că ei și-au dorit. Să lucreze în ideea aceasta. Uh, unul dintre actorii care își dorește să fie actor principal, dar nu va vrea să iasă la lumină, este Turcia, și el nu vrea să iasă la lumină, tocmai pentru că este membru NATO. Doar că dacă. Dacă. Iertați-mă pentru uh, incorectitudinea folosirii limbii române. Uh, dacă dumneavoastră uh, 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 analizați atent retorica pe care o face Recep Erdogan, domnul președinte al Turciei. Veți vedea că el blamează inclusiv Statele Unite ale Americii. Le-a zis, le-a spus că ei și-au trimis acolo uh, aceste portavioane ca să fie o, un backup, să fie un fel de paravan pentru atrocitățile pe care le vor produce israelienii. Ei încearcă să sensibilizeze opinia publică și să o facă pro-Palestina. Uh, pro, uh, Prieteni, știți de ce? Pentru că vasta majoritate a palestinienilor, din punct de vedere genetic, sunt turci sunt arabi turci. În anul între 1500 și 1916, 1918, toată zona aceea a fost sub influența Imperiului Otoman. Ei au fost duși acolo de către Imperiul Otoman, tocmai pentru ca evreii să nu poată niciodată să se întoarcă acasă. Suleiman Magnificul a mers până acolo în cât, atunci când a auzit că se va întoarce Israel acasă, ca așa spun profețiile, i s-a arătat profeția lui Ezechiel, când a aflat că Domnul Isus Hristos va veni prin poarta de răsărit, a zidit-o. De aceea Golden Gate este zidit în momentul acesta. Suleiman a dat ordin să se zidească și au pus în fața porții un cimitir. Pentru că <gură> pentru, pentru evrei nu poți să treacă pentru un cimitir, de parcă Domnul Iisus Hristos uh, se crampona cumva de cimitirele lor. Uh, Suleiman nu știa că uh, <gură> Domnul Iisus Hristos fusese îngropat uh, și a înviat tot dintr-un cimitir până la urmă că acolo pe muntele acela erau morminte săpate mai multe pe dealul căpățânii și nu se va jena el de cimitirele lor ale musulmanilor când va trebui să vină. Dar asta a fost mentalitatea lor. Apropo, că multe lume întreabă, de unde vine Palestina? Prieteni, ascultați-mă ce vă spun. Ei și-au însușit numele vechilor filisteni. Filistimi, filistim în limba ebraică plural, au dispărut din istorie în jurul anului 500 înainte de Hristos, înainte elei noastre, au fost șterși de pe fața Pământului de Nebucarnețar al doilea. Acestea, a, asta sunt referințele din izvoarele istorice, nu din Biblie, din izvoarele istorice. Filistimii nu sunt arabi. Filistimii antici, pe care voi îi vedeți desfășurați acolo cu Goliat, fiul lui Anac și așa mai departe. Filistimii, prieteni, erau greci. Veneau din coastele Greciei de astăzi, de pe coastele Greciei de astăzi. Nu au fost un popor arab. Acești arabi, arabo turci și, și cu, cu, cu influență arabică, au fost aduși aici și și-au însușit numele Palestina. Palestina. Cumva, ca să creadă că vor primi acolo moștenire, deși ei n-au avut-o niciodată. Filistenii nu au avut niciodată moștenire, nici măcar filistenii arhaici, nu au avut moștenire în, în, în Israel. Ei au venit doar pe coasta aceasta pe care voi vedeți fâșia Gaza, au venit uh, ca și pescari, se ocupau cu pescăritul și așa mai departe și se tot existau. Veneau într-un fel în care, dacă îmi permiteți această comparație, pentru cei care cunoașteți istorie, într-un mod în care Vikingii veneau pe coastele britanice să le, să le prăduiască, și apoi plecau înapoi la ei acasă. Tot cu barca, veneau și ei și plecau înapoi. Așa erau filistimii. Arabii care au pretins că sunt Filistia n-au niciun izvor istoric. M-a sufletul să aud de oameni și mesaje de la oameni care sunt ferm convins că nu cunosc istoria, și pe care dacă i-aș aduce la hartă și i-aș ruga să-mi arate unde este Palestina. Ce înseamnă Cisjordania? Care este fâșia Gaza? Unde este Hamas? Unde este Hezbollah? Nu o să știe să le arate, dar e ușor, apropo, să, să gândești prin mintea altora și să fii doar o portavoce a unuia sau a altuia. Prieteni, ascultați-mă ce vă spun. Mișcările acestea arabe, pe care voi le vedeți acum și care pretind că sunt Palestina, n-au avut niciodată un, sa un stat de facto. Nu există niciun izvor istoric care să ne spună că acolo a fost statul palestinian. Și chiar în consecință ei s-au format prin sine putere în anul 1988. Pagubă că, fiți atenți la ce vă spun, pagubă că România este unul dintre statele care a dat recunoaștere internațională statului palestinian și n-a avut îndrăzneala să-și mute ambasada la Ierusalim. Știți de ce? pentru că are prea multe încărligături cu palestinienii. Și cred că înțelegeți acum de ce sunt atât de multe mesaje antisemite care vin pe filiera românească și de ce sunt încurajate atât de mult, inclusiv de către unii pastori. Mă doare sufletul să văd câți pastori care încearcă să iese din anonimatul în care i-a lipsa de cunoștință biblică, lipsa de audiență, pentru că oamenii s-au trezit și au dat seama că nu știu ce spun, uh, încearcă să iese din acest anonimat, anonimat blamându-ne pe noi, folosind mesaje antisemite în mod voalat, aducând fel și fel de discuții. Poate ar fi bine să vă întrebați ce pastor vă păstoresc, să știți. Cu tot respectul pentru dânsii, au dreptul de a vorbi, sunt oameni ca noi, dar n-au niciun drept să jignească, să lovească și să pună mesaje antisemite. Cu astea nu suntem de acord. Îi vom prețui ca oameni, îi vom sprijini, îi vom ajuta, îi vom iubi, dar sub nicio formă nu vom accepta și nu vom iubi jignirile, nu vom accepta și nu vom iubi uh, ironiile acestei ieftine pe care le fac. La câteva zile după ce a izbucnit conflictul dintre Hamas și Israel, nu a încercat să-și poziționeze președintele rus ca și rol de mediator de pace. Uh, cum vedeți acest lucru, frate Florin? Putin prins între cele două zone în care el să facă pacea între ei, pentru că el oricum își dorește, cum ziceam și în emisiunea trecută, o prelungire pe termen nelimitat. Cu toate că asta au și cei și partea, partea Israelului tot un conflict pe termen nelimitat. Prieten, vă rog să nu intrați în retorica aceasta uh, rusofon. Vă rog din suflet. Uh, mulți spun că Ucraina este un stat făcut din pix în anul 1990 la spargerea Uniunii Sovietice. <coughs> și că Acum rușii dintr-o dată s-au gândit că trebuie să-și ia statul înapoi. Uh, nu cred că e în regulă, nici istoric lucrul acesta și chiar dacă ar fi fost așa, nu există nicio validare pentru crimă. Sub nicio formă. Există însă o retorică rus rusească, rusofonă, care încearcă să ni-l arate pe uh, acest Vladimir Vladimirovici Putin sub forma unui salvator. Uh, prieteni, nu cred că este omul care să vorbească despre corectitudine și să fie cu iertare despre crize umanitare. Acest om a avut sub semnătura sa sute de mii de morți în Ucraina. Și în Rusia, pentru că și soldații lui au murit. Sute de mii de morți, soldați ruși nevinovați, soldați ucrainieni nevinovați, civili ucrainieni. Crime de război documentate de curtea internațională în momentul acesta. Păi să nu-mi spuneți voi, vă rog să-mi permiteți, vă rog să-mi permiteți această logică. Să nu-mi spuneți voi că un om care violează pe o femeie în piață are dreptul să vină să-mi dea mie mai târziu lecții de morală cum să-mi țin sacoșa în mână. Mă înțelegeți ce vă spun. Nu are niciun drept domnul Putin să se bage în chestiunea aceasta pentru că ce se întâmplă acum în Israel este consecința implicației lui directe. El a dat armament iranienilor, el i-a sprijinit pe palestinieni, el a sprijinit Hamas. Mai mult decât atât, au livrat armament Hamasului capturat din Ucraina ca să îl acuze acum pe poporul ucrainian că a vândut armele americanilor acolo. Prieteni, nu suntem idioți și nici proști se știe foarte bine această filieră și cred, credeți-mă că dacă americanii miroseau că ceva se întâmplă așa de doji, pe cum încearcă domnul Putin, domnul acesta corect, nobil și extrem de tranșant apărător al credinței, dacă ar fi stat așa lucrurile, nu cred eu că erau suficient de, de, de naivi să le trimită armament. Uh, vă rog, nu mergeți pe doctrina aceasta. Știu că în România există o înclinație a unor partide politice care să, sus, să susțină și să valideze. Este acea doamnă uh, care pur și simplu este o imagine urâtă a României peste graniță. Vă rog, nu mergeți, nu marșați pe ideile acestea. Nu marșați pentru că nu au niciun drept acești oameni să ajute. Ei nu trebuie să se imprim. Ei au finanțat acest război. Ei au antrenat pe cei de la Hamas, ei le-au dat uh, informațiile, ei l au spus unde să atace, ei finanțează și în momentul acesta cu armament. Deci, mai departe. Ceea uh, ce ziarele scriu de asemenea că liderii occidentali, liderii Statelor Unite, cât și liderii Uniunii Europene, a președintei. Comisiei Europene Europeană Parlamentul European sunt au fost după masa aceasta în Israel pentru susținere practic a statului Israel. Cum vedeți acest fapt până la urmă? Ciprian dragule și iubiți ascultători, pe bună dreptate politicienii trebuie să facă de urgență lucrurile acestea să meargă acolo, să încerce să negocieze pentru că ei înțeleg. Noi nu aruncăm vorbe în vânt aici. Oamenii ăștia au înțeles că suntem în pragul celui de-al treilea război mondial. De aceea s-au dus de urgență acolo. America și-a trimis cel mai înalt demnitar acolo. Europa și-a trimis cel mai înalt demnitar acolo. Italia și-a trimis cel mai înalt demnitar acolo. Domnul președinte Iohannis a și luat legătura cu domnul președinte al Israelului... Um, ar fi trebuit să-i se spună. Au făcut practic Iohannes. un pelerinaj, așa cum să zice. Da, ar trebui să-i spună practic cineva domnului Iohannis că în Israel, domnul președinte al Israelului are mai degrabă un rol onorific. Că fundamentul politic acolo este al primului ministru. Dânsul ar, trebui să ar fi trebuit să, să ia legătura cu domnul prim-ministru Benjamin Netanyahu. Nu știu cât de bine a fost instruit domnul Iohannis, dar eu și acesta un gest bun, până la urmă, că l-a sunat pe domnul președinte israelian. Probabil că dânsul a crezut că dacă vorbește cu prim ministrul se coboară la, își coboară din, din, din statut. Ar fi trebuit să, să înțeleagă că se va duce la cel mai înalt, pentru că acolo, primul ministru este omul numărul unu în Israel. Domnul președinte este rolul cumva onorific, diplomatic, care doar dă tonul diplomației. Cred că putem merge mai departe cu întrebările. Din Londra vă scriu, am și o întrebare. De ce să ne rugăm pentru pace dacă Domnul Iisus a zis că o iotă nu va trece din tot ce e scris din cartea Apocalipsa? Dacă Domnul are planul să... Dacă Domnul are planul sau au făcut dinainte, de ce să ne rugăm să-i întrerupem planul lui? Mai repede o dată te rog, a fost un, un glitch, n-am auzit foarte clar întrebarea. Da, de ce să ne rugăm pentru pace dacă Domnul Isus a zis că o iotă nu va trece din tot ce a scris în cartea Apocalipsa? Dacă Domnul are planul sau a făcut planul acesta dinainte, de ce să ne mai rugăm să întrerupem noi planul lui? Oh, foarte bună, foarte bună această întrebare și vă mulțumesc pentru că ați adresat această întrebare, chiar dacă pare, apare, pare banală, aparent, aparent ne la locul ei, dar să știți că este o întrebare foarte bună. Pe care mulți o adresează în aceste momente. Uh, prieteni, noi știm și suntem conștienți, bazat pe Isaia 46, care ne spune că definiția de fapt a lui Dumnezeu stă în faptul că El își va duce la îndeplinire toată voia Lui și că nimic nu va rămâne neîmplinit. Cu alte cuvinte, orice am gândit noi, orice am face noi, orice am uh, cerem noi, El își va duce oricum la îndeplinire voia Lui. Este scris, v-am spus, negru pe alb în Isaia, capitolul 46, și asta îi dă definiția de facto a lui Dumnezeu ca fiind Dumnezeu, și anume că El știe de la început exact ceea ce se va întâmpla la sfârșit și că Își va duce la îndeplinire de toată voia Lui. Întrebarea logică este, așa cum a adresat-o fratele sau sora, mi-a scăpat numele Dumnealor pentru că n-am auzit. Întrebarea firească vine clar. De ce să ne mai rugăm dacă noi, oricum Dumnezeu își duce la îndeplinirea voia lui. E bine pentru că, pentru că așa ne-a poruncit Dumnezeu în primul rând, este scris rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, este scris, rugați-vă. Dar de ce ne-a poruncit Dumnezeu să ne rugăm, dacă oricum El își dorește să, să gândească? Pentru că rugăciunea prieteni nu este doar o cerere la adresa lui Dumnezeu, ci rugăciunea este și un motiv prin care noi să stăm împreună. Rugăciunea aceasta, gândiți-vă la, la, la o seară de rugăciune a Bisericii dumneavoastră. Doar un simplu exemplu. Nu stau să vă fac acum analiza rugăciunii, pentru că am pierdut foarte mult timp. Vă spun doar atât. Gândiți-vă doar la acest aspect, doar la acest aspect, dintre multe altele. Acest aspect al rugăciunii. Că mergeți la Biserică, unde se organizează o săptămână de rugăciune și unde voi vă rugați pentru, pentru, uh, pentru Israel. Iată, de exemplu. Comunitatea pentecostală din Marea Britanie, comunitatea de, de, de etnie română. M-a invitat la o seară de rugăciune, la ei au o seară de studiu a lor, și m-au invitat pe mine, Pastor Baptist, la o astfel de, de, de seară, ca să uh, uh, aduc pe ordinea de zi problematica, uh, problematica Orientului Mijlociu și să ne rugăm pentru Israel. M-a onorat această gândire. În același timp m-am gândit de ce oare baptiștii mei nu s-au gândit și ei la un astfel de lucru. Dar m-au onorat. V-am spus comunitatea penticostală și sunt mulți, o să vină în jur de 50 de lideri religioși acolo, i-au spus vină de grabă ca să ne rugăm împreună cu tine. M-au onorat lucrul acesta. E, gândiți-vă, rugăciunea noastră nu înseamnă automat că Dumnezeu va opri acest conflict. Dar înseamnă din punctul meu de vedere, că Dumnezeu ne-a unit, uite, un pastor baptist lângă încă 50 de pastori pentecostali care se roagă împreună lui Dumnezeu. Iar rugăciunea produce părtășie, produce comunitate, produce toleranță unii față de ceilalți, sparge barierele, dărâmă uh, orice uși care au fost închise uh, între noi. Uite, asta face rugăciunea. De ce Dumnezeu ne-a cerut să ne rugăm? Pentru că rugăciunea nu înseamnă doar cerere. Rugăciunea înseamnă și părtășie. Și apropo, dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți, Ciprian, dacă mai permiți un un, un, un comentariu scurt. Shalom nu înseamnă pace în formă de armistițiu, adică cumva să nu se mai bată două părți. Verbul antic din paliohebru, paliohebru este limba străveche, nu se mai vorbește astăzi dar este rădăcina limbii ebraice moderne. Shala însemna să reîntregești. Rugați-vă pentru reîntregirea Ierusalimului. Fantastic! S-ar putea ca Dumnezeu să ceară să le libereze de musulmani. Pentru că reîntregirea lui înseamnă să fie din nou al Domnului Iisus Hristos și să nu mai fie acolo dominație, să nu mai fie acolo alaxa, să nu mai fie acolo musulmani. Apropo, că m-a întrebat cineva, pe ce mă bazez eu când spun că există posibilitatea celor de-al treilea război mondial? Prieteni, ia închipuiți-vă dacă <gântări> se decide mâine de alaxei. Lumea ia foc instantaneu. Alaxa este unul dintre cele mai mari repere religioase din islam și e pus exact pe muntele templului, exact unde era templul. Bine, nu e chiar un loc unde era templul, e un pic mai, mai jos, acolo pe exact aceeași platformă, la câteva 100 de metri mai jos. Dacă mai sunt întrebări. Daniel Duna, bani. sigur, sunt. Uh, Daniel Duna, Gog și Magog este războiul din Armagedon. După Ezechiel 38-39 scrie în Biblie că evrei îl vor cunoaște pe Dumnezeu și nu vor mai păcătui. Este acesta asemănător cu Armagedonul, ceea ce se întâmplă acum? Nu. Lucrurile acestea, apropo, le voi explica de duminică înainte. Duminică va fi o, o discuție introductivă în care vom face distinție între. Armagedon, Gog din Magog, între ceea ce se va întâmpla în necazul cel mare, pentru că și acolo vor fi conflicte generate de către Anticrist împotriva evreilor. Vom face distinția între aceste lupte. Gog din Magog, prieteni, pe scurt, pe care îl vedeți înscris în Ezechiel 38-39, este un război care, din punctul meu de vedere, vă rog să înțelegeți respect opiniile și celorlalți teologi, lideri sau formatori de opinie, care poate au idei diferite de ale mele, le respect punctul de vedere, chiar dacă nu sunt de acord cu el. Vă spun asta pentru că am văzut aici câteva zeci de mesaje care sunt șterse, probabil că sunt antisemite. Dar revenind, războiul lui Gog din Magog, dacă vă uitați atent, este un război care apare înainte de intrarea în scenă, din punctul meu de vedere, al Anticristului. El va, va declara în, în, și, va, și va pune în zona aceasta a uh, Orientului Mijlociu o stare de tensiune extraordinar de mare. În fapt, din punct de vedere economic, sociopolitic și militar, va fi cea mai mare criză care va fi, va fi fost vreodată tocmai pentru ca să-i dea anticristului, aș spune eu, mână liberă să vindece între ghilimelele de rigoare, să aducă acea pace așteptată de mulți. Pentru că nu uitați, ne spune cartea lui Daniel că anticrist va veni în numele păcii. El va fi un aparent pacificator, va împăca lumea mozaică, iudeică, Ceea ce este astăzi iudeocreștinism cu islamul. N-am spus în mod intenționat iudeocreștinism pentru că biserica nu va mai fi atunci. Din punctul meu de vedere, repet, le respect opinia și a celor care consideră că biserica va fi răpită în necazul cel mare, sau alții spun după necazul cel mare, nu văd cum. Opinia mea este că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Dar respect și opiniile celorlalți sunt de luat în calcul, sunt de apreciat în fond și la urma urmei niciunul dintre noi nu avem voie să fim dogmatici. Uh, pentru că să nu credeți voi că ne pierdem mântuirea sau nu ajungem în ceruri dacă biserica <coughs> va fi răpită înainte de necazul cel mare sau în timpul necazului cel mare. Acestea sunt niște discuții care uh, între creștini nici măcar n-ar trebui să fie. Noi vă explicăm aceste puncte de vedere ca să le rețineți și să le învățați ca la școală, dar n-ar trebui să ne divizeze. Pe de altă parte, prieteni, pe de altă parte trebuie să înțelegeți Așa, cel puțin am mi-am structurat eu în minte, Gog din Magog va fi înainte de venirea Anticristului, va fi, practic, acest Gog, un demon descris în, în Cartea Proverbelor, descris apoi în, 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 în cărțile profetice ale, ale Vechiului Testament. Acest Gog, care va sta în spatele unui personaj uman, o marionetă, va fi. Aș spune eu antemergătorul Anticristului. Anticristul va veni pe pământ, va avea trei ani și jumătate de pace, de liniște, aparentă prosperitate. Templul în această perioadă va fi fost refăcut. Vezi detalii din Daniel capitolul 9, vezi detalii din Daniel capitolul 7, vezi detalii din Apocalipsa capitolul 13, vezi detalii din 2 Tesalonicen capitolul 2. Anticrist va urca apoi în acest Templu, care va fi fost reconstruit. Gândiți-vă, ca să se reconstruiască Templu, fie Evrei trebuie să, a, să accepte Că acolo o să stea Alaxa, fie musulmanii să accepte să o dărâme. Interesant că Anticrist crede că va schimba legea, vremurile și soroacele El, el va, va schimba lucrurile acestea. Deci e posibil fie să-i convingă pe Evrei să pună templul lângă Alaxa, fie să-i convingă pe arabi și pe musulmani să zică, domnule, dărâmați-o. Cumva se va realiza unul din aceste două puncte, care astăzi, evident, este imposibil în mințile noastre. Interesant că după ce el se va sui acolo în templu și se va da pe sine însuși drept Dumnezeu, va impune o nouă religie, este religia lui Anticrist, în care el va fi Dumnezeul acestui lume. Și atunci urmează ceea ce noi numim necazul lui Iacov, cazul cel mare. cazul cel mare nu ține șapte ani, prieteni. Biblia ne spune că va începe la jumătatea săptămânii de ani al lui Anticrist. O săptămână de ani înseamnă în cultura ebraică șapte ani. Deci va începe în ultimii trei ani și jumătate al lui Anticrist. Când vorbim despre lupta de la Magheda, Ar-Magedon, adică uh, uh, bătălia din Valea Maghedei, din Câmpia, din, 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 uh, din, de la Munții Maghedei, înălțimile Maghedei, Uh, uh, această luptă va fi chiar în ultima zi de domnie anticristului, atunci se vor strânge armatele și atunci Domnul Iisus Hristos spune că el se va coborâ cu zecile lui de mii de sfinți și într-o clipă, într-o clipeală de ochi zice cu suflarea gurii lui, va șterge de pe fața pământului, va omorâ, va distruge acele armate care veniseră să se lupte împotriva lui Dumnezeu și ăla e momentul în care uh, își va instaura după o perioadă scurtă de timp, de câteva zile, împărăția lui de acolo, de la Ierusalim. Și va domni de acolo, de la Ierusalim, timp de o mie de ani. Așadar, e o diferență între războiul lui Gog din Magog, pe care îl vedeți în Ezechiel 38-39, și bătălia de la Armagedon. Armagedon este, în ultima zi a Anticristului, bătălia lui Gog din Magog este... Care înainte să apară anticris, din punctul meu de vedere, există și o diferențiere între ele. Pentru că dacă vă uitați în Ezechiel 38-39, bătălia lui Gog din Magog va avea ca și cel jefuirea lui Israel. Când vorbim despre Armagedon, noi vorbim despre dorința popoarelor națiunilor lumii de a-l șterge de pe fața pământului pe Israel, de a-l distruge. Cam ceea ce vor acum uh, arabii. Asta este diferența, pe scurt am vrut doar pentru că lucrurile acestea vor fi explicate un pic mai pe larg în lecțiunea introductivă pe care o vom avea duminica aceasta. Dacă vreți să veniți cu mine și să auziți, uh, promit că va fi ușor de înțeles atât pentru aceia care credeți că răpirea va fi înainte de necazul cel mare, chiar și pentru aceia care credeți că răpirea va fi în timpul necazului cel mare. Nu vreau să, nu vă voi aduce lezare nici unuia, nici altuia. În fond v-am spus, pentru noi credincioșii, Contează să fim răpiți. Nu contează când vom fi răpiți. Dumnezeu decide lucrurile acestea. Eu sunt dintre aceia care cred că va fi înainte de necazul cel mare. Nu sunteți cu nimic mai prejos. Nu vă consider în timpul necazului cel mare. Important e să fim pocăiți. Nu contează când va veni Domnul. Important e ca El să ne găsească pocăiți și să ne găsească într-un limbaj bun, decent, bun, unii față de alții. Nu să ne găsească cu un limbaj antisemit. Am văzut că a șters foarte multe dintre uh, comentariile de aici, probabil că au fost antisemite. Prieteni, noi suntem pocăiți. Noi suntem, chiar și, vedeți, când, când vă uitați la un evreu mesianic, evreii mesianici sunt pocăiți, ca voi, sunt evanghelici. Asta înseamnă că noi trebuie să dăm dovadă de un limbaj bun, adecvat. Știți că lumea nu ne-ar vedea cu bine, că ar zice voi, pocăiții, dacă vorbiți așa urât și jigniți și nu o să se uite Bine la noi. Uh, ultima știre, uh, o știre de ultimă oră, sunt uh, 350 de români în fâșia Gaza situația de securitate nu a permis evacuarea dacă, dar căutăm soluții ne spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Afaceri Externe Radu Filip a declarat pentru Digi24 dintre care din 350 doar 200 au cerut sprijin de evacuare au solicitat acest sprijin Însă, spune domnul ministru, colegii sunt în contact cu ei și asigur de faptul că România face tot ce le stă în putere pentru a identifica o soluție. Situația de securitate din teren nu a permis evacuarea până în acest moment. O evaluare trebuie pregătită extrem de minuțios pentru a nu pune viața în pericol celor care, pe care vrem să-i salvăm. Situația este foarte sensibilă, spune purtătorul de cuvânt e. Uh, se pare că avem 350 de români acolo în fâșia Gaza, ceea ce cred după mine este destul de mult. Uh, hmm. Dacă știți cumva, încă mai circulă avioane din România, uh, compania aeriene care circulă România-Israel uh, s-au -au închis toate momentan. Aici aici eu am întrebare care încă nu am răspuns. Unii zic că nu mai sunt, alții zic că sunt anumite companii care merg hmm. din România. Da. Sunt, suntem alături de toți frații români care sunt acolo, sunt femei care s-au căsătorit cu palestinieni, sunt da. palestiniențe care s-au căsătorit cu, cu români, suntem alături și de aceștia. Îndrăznesc să cred că nu sunt dintre teroriști și că ei sunt oamenii buni, pentru că românii în general, românului nu-i stă firea. Românul mai este el violent așa cu gura și vorbește și mai înjură și mai bleastămă, dar nu sunt așa. Și asta vă face cinse ca și popor român, să știți. Din punctul acesta de vedere, în zona aceasta Europei, românii, maghiarii, germanii, secuii și așa mai departe, sunt oameni buni vedeți, mai înjură ei, mai vorbesc ei așa urât, dar nu ajung la, la mentalitatea aceasta criminală de acolo. De aceea îndrăznesc să cred că sunt ei noștri. Uite, două întrebări, în timp ce tu citeai, Ciprian, le-am zărit loc. aici și mi-aș dori, dacă îmi permiți, să le citesc, pentru că sunt foarte interesante. Foarte interesante. Ne întreabă cineva, am și scăpat acea întrebare, nu mai țin minte cine a fost, Uh, a, este de la uh, Sora sau fratele, Valerica sau Valerica Crăciun Nu știu uh, dacă este Valerica sau Valerica Mă iertați dacă cumva uh, Valerica, știe, uh, am văzut și eu mesajul. mesaj Valerica, așa Ne întreabă da. dacă, biserica, uh, dacă, dacă biserica, când va fi biserica răpită Nu am de unde să știu lucrul acesta Biblia ne spune că atunci când numărul de plin al neamurilor se va fi împlinit Eu ca om nu am de unde să știu Se poate întâmpla în momentul acesta, se va putea întâmpla Uh, uh, mâine. Sora Delia Coman de exemplu ne întreabă unde va fi biserica în perioada împărăției 2000 de ani va fi aici jos pe pământ. biserica va veni cu Domnul Iisus Hristos exact în ziua Armagedonului pentru că este scris în cartea Iuda are o singură pagină, el va coborî cu zecele lui de mii de sfinți ca să facă uh, să facă uh, judecată zecele lui de mii de sfinți se referă la biserică și am mai văzut aici un, o întrebare de la fratele Silviu Grigore Frate Iudeu Florin, sunteți sigur că biserica va fi răpită înainte, probabil din cazul cel mare, cât, câte procente de la 1 la 100 din cei șapte ani credeți că va fi răpită? Frații dr. Corman și pastorul Cristian Ionescu spun altceva. Dumneavoastră ce părere aveți? Stimate frate, frate Silviu Grigore, știu că domnile lor, atât, atât prietenul meu, doctorul Baruch Corman, nu doar că este un predicator, el mi este și prieten, știu că Dânsul are o opinie uh, diferită decât a mea, și anume, Dânsul crede că biserica va trece prin o parte a uh, perioadei acesteia de șapte ani, uh, și anume, Dânsul crede că biserica va fi răpită, uh, din câte am înțeles, chiar înainte ca Anticrist să intre în uh, partea aceea de ultimii trei ani și jumătate. Dânsul, cumva, din câte am înțeles eu, consideră că Biserica va fi răpită în primii trei ani și jumătate ai prezenței lui Anticrist pe pământ. Uh, nu știu foarte clar opinia uh, fratelui pastor uh, Cristian Ionescu. Domnia sa uh, probabil că vă va prezenta această opinie. Știu însă că și dânsul crede că Biserica va trece cumva prin uh, printr-o perioadă. Sunt oameni uh, sunt oameni cu o reputație foarte bună pentru creștini, pentru credincioși, uh, le respect opiniile foarte mult pentru că sunt colegii mei pastori în primul rând și nu sunt niște pastori sau nu sunt niște învățători care să fie considerați uh, cumva de mâna a doua. Sunt oameni de prima linie în creștinism, sunt oameni cu o reputație foarte bună și a căror opinie trebuie luată în seamă. Uh, mă întrebați câte procente cred. În ceea ce mă privește pe mine, eu cred că 100% biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Uh, repet, necazul cel mare este în a doua jumătate a lui Anticrist. De asemenea, cred că biserica va fi răpită 100% înainte de apariția în scenă a Anticristului, bazându-mă pe 2 Tesalungeni, capitolul 2. Nu vreau însă să fiu dogmatic și nu vreau să-i condamn pe cei care gândesc diferit decât mine, mai ales că sunt frații mei în credință, atât domnia sa pastorul Cristian Ionescu, cât și prietenul meu, doctorul Baruch Orman, sunt frații mei în credință. Și vreau să stau la masă cu ei în ceruri, să ne bucurăm unul împreună cu celălalt, indiferent de când ne va fi luat Domnul acasă, că ne-a luat înainte de necazul cel mare sau că ne-a luat în timpul necazului cel mare. Nu-i fac în ochii mei cu nimic mai prejos sau mai puțin valoroși, că ei au opinii diferite decât mine. Ba din contră, într-un fel aici constă frumusețea creștinismului că putem avea și opinii și partide diferite pentru că asta ne încurajează, stând în dialog unii cu alții, să găsim adevărul. Așa că, chiar dacă avem opinii diferite, să știți că îi cinstesc și îi iubesc la fel de mult. Sunt frații mei în credință și au tot respectul de la mine. O întrebare care vine de la fratele Costele Antică. Credeți că în situația creată mai este vreo o posibilitate de pace între Israel și palestinieni? Uh, Sau războiul acesta se va conduce spre jaful lui Gog din Magog în Izrael. Permitem să-l salut pe prietenul nostru Costel Ontic, este unul dintre uh, pionierii, inclusiv ai canalului tău aici, uh, Vocea Creștinilor, unul dintre Asta pionierii ai. proiectului Genesis, un sucevean pur sânge cu o inimă mare. Binecuvântați-l pe fratele Costel și tot ceea ce face acolo în zona Sucevei, dânsul este un evanghelist bun. Să-l sprijiniți acolo, prieteni. Sprijiniți-l uh, din toate părțile pentru care are nevoie de sprijinul vostru. Este un om cu inimă curată, un om bun, un om uh, care luptă pentru adevăr și pentru credință. Revenind la ceea ce a spus uh, domnia sa și la întrebarea aceasta care este o întrebare foarte bună, uh, dacă vă uitați strategic la declarațiile uh, excelenței sale, domnul uh, prim-ministru Benjamin Netanyahu, acesta este ultimul război. Cu privire la Hamas, și din tot ceea ce se întâmplă colateral, și anume dorința Rusiei să recreeze acea zonă, dorința Iranului să recreeze acea zonă, dorința Siriei să recreeze acea zonă și mai ales dorința Chinei să reformeze Orientul Mijlociu, nu cred că acolo va mai fi niciodată pace între Palestina și uh, Israel. Nu cred de ce, nici măcar nu vor mai fi lăsați să facă pace. Prieten, războiul acesta dintre care a fost declanșat în poporul sfânt, atacul mărșăv al organizației teroriste Hamas și, începând de mâine, probabil al mișcării Hezbollah, nu sunt ale Hamasului și ale Hezbollah sau Hezbollah, cum pronunțați în românește, ci sunt războiul purtat de China și de Rusia. Nu mă feresc! De cuvinte. Sunt dorința acestora de a reforma. De ce? Pentru că își doresc cu tot din adinsul să scoată de pe linia, de pe prima linie Statele Unite ale Americii și uh, mișcarea democrată a Europei. Ei vor un nou pol de putere pe axa aceasta a BRICS-ului și mai ales pe axa restrânsă a Rusiei, Chinei, Iranului și să atragă aici și, uh, și India. Ei își doresc să mute războiul acesta din, Ucra din Ucraina, pe care să o vor fi deposedată de teritorii tocmai ca să anuleze 30 la 33% din cerealele lumii să nu mai ajungă în America, să nu mai fie uh, comercializate de America. Uh, să înfometeze practic o parte a lumii. Ei își doresc să taie petrolul către, către uh, Europa. Nu uitați, v-am spus, prin Iran trece trec peste 90% din resursele de petrol ale lumii. Dacă s-a tăiat sursa de acolo, nu mai avem petrol. În cantitatea pe care o primim acum de acolo. Vom avea, vom rămâne fiecare doar la rezervele de, de stat ale fiecăruia. Slavă Domnului că România mai are nici va rezerve pe aici, pe acolo. Vor încerca să boicoteze lucrurile astea. Ei vor încerca să destrame Israelul, tocmai pentru că Israelul se află în momentul acesta în posesiunea celei mai mari, mari pungi de gaz natural din afara perimetrului uh, URSS, fostului URSS. În platforma continentală a Israelului se află celebrul Leviathan. Leviathan este aria în care este cea mai mare pungă, cea mai mare resursă de gaz natural din lume după Turcia, după Rusia, iertați -mă. Ce înseamnă lucrul acesta? Uh, apropo, că s-a împlinit și asta. Dacă citiți Isaia, ni se spune că îți voi aduce fiii și fiicele înapoi în țara ta și îți voi da toate bogățiile mării. Interesant lucrul acesta, din cum s-a împlinit și această profeție. Dar asta se încearcă, prieteni. Uh, schimbarea lumii, problema nu este Israelul, problema nu este războiul dintre Gaza și Israel. Aici este doar un. Incipient al unui război global care este condus deocamdată de la distanță, și în care actorii principali stau departe. Vorbesc aici despre China, Rusia, Iran. Mergem mai departe. De asemenea, vine o întrebare de la Ionel dacă, frate Florin, vedeți mesajele acum. Eu cred că le vede acum, dar nu uitați, sunt mesaje care vin ca o ploaie de stele. Nu avem cum să le punem pe Eu toate. nu am acces la mine. Eu sunt, pe, sunt, cu toată tehnologia asta de televiziune în față. Okay. Deci încă nu se ar ar, poate. Trebui să stau, ar, trebui să stau, ar trebui să stau cu ochii în telefon, să deschid telefonul. Uh, Mi-a mai aruncat așa ochii constant, dar nu constant, pentru că doar ca să constat ce se întâmplă acolo, nu pot să o fac pentru că mesajele voastre curg și ar însemna să stau cu ochii în telefon în loc să stau cu ochii la voi. Îi las pe, pe cei din, 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 echipa Vocea Creștinilor, cărora le mulțumesc din suflet pentru sprijin. Sunt, sunt oameni care ajută voluntari din multe părți ale lumii administratori care ne trimit întrebările voastre. Vă mulțumesc din suflet pentru sacrificiul vostru și pentru că ne păziți. Uh, inclusiv de atacurile cibernetice. Uh, mi s-a spus acum că sunt foarte multe atacuri. Uh, e de înțeles și să știți că nu vin din, din, din partea unor oameni de bună credință. Sunt atacuri pe linie cibernetică palestiniană și arabă cum nu vă imaginați. Cum nu vă imaginați. în foarte multe în fiecare zi, peste 50 de mesaje. Vă mulțumesc și pentru pe conturi pe islamice. islamice. Uh, unele persoane consideră că Allah este Dumnezeu. Știu că nu este adevărat niciun popor credincios Dumnezeului lui Avram Isaac și Iacob nu ar putea face atâtea lucruri groaznice chiar poporului lui Dumnezeu. De ce unii oameni au ajuns să creadă că Allah este Dumnezeu? Dar uh, cu un alt nume. Poate unele persoane sunt de partea Palestinei pentru că cred acest lucru. Prieteni, trebuie să înțelegeți istoria. Islamul s-a format în anul 610 după Cristos. Repet, în anul 610 după Hristos, religia islamică nu a existat înainte. Nu a existat înainte. Pe lângă asta, și cum a fost inventată? Pentru că acest om numit Mohamed a avut el un vis de noapte. O, o, vedenie prin care zice că acest curan i s-a dictat de către un înger care a apărut într-o stâncă, a fost închis de sub pământ. Acum eu vă întreb, avem vreo referință în Biblia unor îngeri care sunt închiși prin pământ, prin pe sub munți? Avem! Avem! Pentru că ni se spune că îngerii aceia care au păcătuit, ne spune apostolul Petru, au fost închiși în Tartar. Tartar este un munte. Este un munte despre care vorbeau grecii de odinioară. În al doilea rând, cuvântul Allah. Allah este în pronunție arabică ceea ce evreii numit numi Eloh. Eloh. Doar că în paliohibru, în limba aceasta străveche a Bibliei, o limbă care nu se mai vorbește, dar care a fost folosită pentru scrierea textelor biblice, Conceptul nu este singular, ci este plural. Se folosește Elohim. Elohim este un plural. Plural. În paleohibru, pluralul, ca să poată să fie plural, trebuia să aibă cel puțin trei persoane, nu două, ca în limbile occidentale de astăzi. Pe de altă parte, această terminație HIM, la sfârșit, este o terminație care arată plural de gen masculin conform gramaticii. De exemplu, dacă eu aș spune acum uh, un cal sus, da, zic. Dacă zim cai la plural, zic susim. Când am zis susim, mă refer la armăsari, cai de, de gen masculin. Când spun cai la gen feminin, adică iepe, eu spun susot. Are o altă terminație. Când spui him la sfârșit, tu te referi la gen masculin. Am vrut să adaug lucrul acesta pentru cei care încearcă să insinueze că Dumnezeu a fost și parte femeiască și parte bărbătească pentru că așa au citit ei traducerea în românească. Domnule i-a făcut bărbați și femeie pentru că după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Și ei zic, înseamnă că Dumnezeu e și bărbați și femeie în același timp. Nu e adevărat, pentru că acolo scrie Elohim. Elohim înseamnă trei persoane distincte, care împărtășesc natura de Dumnezeu, dar aceste persoane, dacă am putea spune, sunt de gen masculin. De aceea avem tatăl și nu mama, de aceea avem fiul și nu fica, de aceea avem Duhul Sfânt. Trei persoane de gen masculin. Arabii nu concep, nu concep această pluritate, nu concep trinitate. Ei spun că Dumnezeu este unul singur, este singular, că Fiul adică Domnul Isus Hristos, este doar un profet și că Duhul Sfânt nici nu le iau în calcul măcar. Ei spun că este o formă a manifestării lui Dumnezeu care vine într-o formă, de Duh. De aceea ei îl propovăduiesc pe Domnul Isus Hristos, dar îl propovăduiesc doar din postura de profet, ei consideră că Mohamed este mai mare decât Domnul Iisus Hristos, pentru că ei merg după ultima apariție și îi spun că atâta vreme cât în anul 600, adică 600 de ani după Domnul Iisus a venit Mohamed, el este un profetul cel mai mare, practic. Prieteni, nu vreau să puneți pe picior de egalitate copiii lui Avram, pentru că Dumnezeu l-a respins pe Ishmael. Îmi pare rău că trebuie să vă aduc aminte, dar ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Citesc doar. Concluzia o trageți voi. Avrame. Dumnezeu i-a zis, Avrame. Iată-mă a răspuns el. Ia pe fiul tău. Geneza 22 cu 2. Fiți foarte atenți. Ia pe fiul tău. Pe singurul tău fiu. Pe fiul pe care îl iubești. Pe Ițac în viziunea lui Dumnezeu nu există Ismael. Dumnezeu a binecuvântat pentru o vreme pe Ismael doar pentru că Avram a cerut lucrul acesta. Dar Dumnezeu a zis, nu în el vei avea o moștenire. Moștenirea ta o vei avea în acela pe care ți-l voi trimite eu. Pe Itzhak. De aceea îi spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Dumnezeu nu pune picior de egalitate, și nici măcar nu îl consideră fiul lui Avram, pe Ismail. Prieteni, vă rog, nu confundați merele cu perele doar de dragul uh, acestei teze care este propovăduită din nefericire inclusiv în, în, într-unele biserici evanghelice, și anume, în numele dragostei să iubim pe toți. În numele dragostei să închidem ochii la toți. Pentru că până la urmă Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu îi iubește pe toți. Nu e adevărat. El a spus pe Isa, pe, ia uite-te aici, pe Iacov l-am iubit și pe Isau l-am urât. Așa scrie acolo. Desfințați Biblia dacă vreți. Cum adică Dumnezeu urăște? Pentru că el vede sfârșitul. Pentru că el știe ce va face Esau. Pentru că el știe cum a terminat Esau. Pentru că știe ce s-a ales din ceea ce a făcut sau genealogic ce a ieșit din el. De aceea fiți foarte atenți la modul în care puneți problema, prieteni. Fiți foarte atenți. Dacă nu, certați-vă cu Biblia. O altă întrebare care vine de la Elena. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vreau să vă întreb, Israel va anexa aproape în întregime țările de prin, de prin împrejurul său, conform Psalmului 83 și Isaia cu 17. În intervalul acesta va fi răpirea bisericii, iar apoi războiul lui Gog din Magog, este corect, ceea ce spune, este corect ceea ce spune fratele sau sora. Israel va anexa toate acele regiuni, inclusiv domul de astăzi, pentru că nu uitați, el este teritoriul vechiului Israel și nu la întâmplare, în momentul în care uh, va fi necazul cel mare, doar o rămășiță a lui Israel va fi salvată. Mare atenție, sunt oameni, sunt pastori cu durere în suflet. Am, mi s-au trimis câteva secvențe, unii pastori din București, care atât de antisemit au vorbit și atât de eronat. Pentru că au văzut citindu-se, tot Israelul va fi mântuit. Acolo scrie în roman tot Israelul, dar vedeți că îți spune Isaia, tot ce va mai fi rămas, rămășița care va mai fi rămas după holocaustul ultim, acolo unde vor fi fost executați doi din trei evrei. Vorbesc aici despre perioada necazului cel mare. E, această treime care va mai fi rămas se va refugia în Edom. În Edom. La Petra de astăzi. Aparține Iordaniei de astăzi. Așa că are dreptate, fratele și sau sora care a citit mai devreme. Cum vedeți implicarea noastră a creștinilor în război? Depinde în ce război. Noi suntem implicați în război în fiecare zi. Este războiul spiritual. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii a sângelui, ci avem de luptat împotriva. Tuturor forțelor acestor în Tunericului, stăpânirile, domniile, uh, duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Uh, da? Uh, toate lucrurile Dar acestea. să În Israel, dacă vreți da. să vă referiți la forma în Israel, armată, în Israel toți oamenii din Israel sunt militari. Absolut toți. Și bărbații, și femeile. Ei fac stagiu militar, ei sunt evrei. Uh, ei luptă pentru Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit de oameni în toată uh, istoria sa. Uh, i-a trimis El, Dumnezeu i-a trimis la luptă. Uh, Desigur, să, să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să validez războiul sub nicio formă. Să ne păzească Dumnezeu să ajungem într-o situație de genul acesta. Să ne păzească Dumnezeu. Pentru că rolul nostru este să fim oamenii păcii. Aniela, Luca, Shalom, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Suntem familia Luca, Adrian și Aneta. Nu sunt neamuri cu mine, cel puțin nu cred. Cetățeni izraelieni și români. Mulțumim pentru rugăciunile voastră și pentru emisiunile voastre. Shabbat shalom! Noi Shabbat, shalom. Din orașul... Shabbat shalom, familia nu Luca! Shabbat, shalom. Noi suntem din orașul Netania, care este la 30 de kilometri de Tel Aviv. Netania. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, vocea creștinilor, să binecuvânteze românii, de asemenea, și Israelul. Sunt atâtea de spus și durerea este cumplită în rândurile tuturor celor de aici. Nu cred că este locul și momentul potrivit să vorbim despre cine este de vină pentru cele întâmplate, fiindcă în final nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să îngăduie. Da, credem că sunt de vină cei uh, suspuși ne suntem cei care uh, v-am scris cu numele de, cu numele de vrei, cred că aici la noi pe canal, că acum ei nu au scris să ne spună că ei sunt. După aia zice așa, sora Aniela Luca, rugați-vă pentru soldații noștri, vă rugăm, avem copii în armată și vedem cum Dumnezeu îi protejează, respectiv băiatul fratele lui pastor de la noi este ofițer în armată și trebuia să fie și el împreună cu trupa sa într-un loc și au întârziat, ceea ce i-au salvat de la moarte fiindcă acel loc a, a explodat. Deci, o crotirea să fie peste toți soldații noștri dragi, peste dragii noștri soldați care își dau viața pentru țară, casa noastră și pentru Israel. Doi soldați mesianici au murit în luptă. Deci, au nevoie de protecția Sa, a Domnului, și prin sujirea lor pe front să cunoască și alți soldați pe Isus. Acesta este mesajul solei Aniela Luca din Israel, din zona, cum ziceam, uh, Netania. Dumnezeu să o binecuvânteze, să-i binecuvânteze pe toți soldații, să-i binecuvânteze pe toți. Suntem alături de voi. Inimile noastre bat în momentul acesta pentru Israel, pentru frații și surorile noastre de acolo. Sunteți în rugăciunile noastre ne gândim la voi și fie ca Domnul Iisus Hristos să vă țină pe brațele sale, ochii lui să nu se depărteze de Israel. Citiți împreună cu familia din partea mea. Citiți Psalmul 20. Citiți împreună, înainte să vă culcați astăzi, din partea mea, Psalmul 20, stimată familie. Da, mă uitam acum de deci Netania. oraș din Israel, este la, este la nord-vestul Israelului, pe litoralul Mării Mediterane. Acesta este orașul Netania. Mulțumim, sora Luca, fi binecuvântată. Chiar dacă nu suntem rude, m-aș fi bucurat. Cred că am o sămânță de uh, evreu. Mai mulți mi-au zis, din bătrâni, bunici, din partea noastră, Luca, credem că ne tragem din, din evrei. Dar nu am căutat, nu am un interes. Auzi, probabil, bai, ce, că, plan, dar, ce se aseamănă să adună, nu de, nu, de, nu de aceea, nu de, nu de alta, dar tu tragi lângă mine aici. Păi, căutăm puțin, frate Florin, și acolo ne aliniem cu toții. Da, uite, am primit, am primit, primit, uh, acum uh, două întrebări uh, la mine pe telefon și mă roagă dacă pot să le citesc. Spune așa. Um, dacă Israel atacă Iordania, nu se consideră acesta atac asupra unui stat suveran? Credeți că asta va fi văzută cu ochi buni de comunitatea internațională? Este o întrebare foarte bună și dacă îmi permiteți vă și spun logica pe care o descrie Biblia. Vă aduceți aminte că la un moment dat aliații îl vor părăsi pe Israel? vă aduceți aminte că inclusiv prietenul fundamental al Israelului, Statele Unite, se va retrage cumva în linia 2? De ce? Tocmai pentru că la un moment dat, la un moment dat, Israel va trebui să-și revendice Iordania. Ăsta va fi momentul în care, efectiv, multe dintre, din, mulți dintre aliații de, lui de astăzi, uh, se vor depărta. Cel puțin aceasta este logica. De unde știu că uh, se va întâmpla asta? Uh, presupun. Nu am de unde să știu cu precizie, dar presupun pentru că altfel, Iordania de astăzi uh, nu va fi dăruită efectiv Israelului. Cineva va trebui să o ia. E, asta îi va determina cel mai probabil pe aliat și asta va și împlini Biblia, care ne va spune că ne va arăta că acolo toate popoarele lumii se vor ridica împotriva lui Israel, inclusiv poporul american. Cum de va fi posibil lucrul acesta? E bine, asta s-ar putea să fie unul dintre motive. Faptul că ei vor intra în Iordania. Dar de unde știm noi că vor intra în Iordania? Pentru că o spune Biblia. Și iată o altă întrebare și aluăm frate Florin. Cum să ne cadrăm față de atrocitățile Hamas când Domnul Isus ne-a spus să facem bine celor ce ne fac rău, să binecuvântăm pe cei ce ne. Bliastă-mă! Foarte bună această întrebare și să știți că mă bucur că ați adus-o adus, -o, ați adus -o pe ordinea de zi, pentru că sunt mulți care se gândesc la lucrul acesta, prieteni. Da, este datoria noastră să ne rugăm pentru cei care fac răul, să-i binecuvântăm pe cei ce ne bliastă-mă. Dacă ați fi auzit mărturia unui soldat, uh, cu origine și origine românească la bază, vorbea foarte strălcit așa, dar a fost intervievat de CNN, știți ce a spus acest soldat? Domnilor, noi nu ne ducem acolo să omorâm oameni. Noi ne ducem acolo să eliminăm pe terori terorismul și dacă putem să ajutăm populația palestiniană, să-i ajutăm și pe ei. Avem spitale după noi, avem mâncare după noi, le dăm ca de fiecare dată. Prieteni, nu confundați însă, vă rog din suflet, nu confundați atitudinea de a binecuvânta pe cel ce ne face rău cu jurisdicția legii. Pentru că există legi în vigoare care condamnă terorismul, care condamnă crimă, care condamnă agresiunea unui stat de către un alt stat. Israelul are obligația legală față de cetățenii săi să răspundă armat. Este o obligație prin lege. La fel cum, de exemplu, dacă eu, mâine, uh, îmi pierd mințile și mă duc și iau la bătaie pe cineva pe stradă, pe bună dreptate voi trebui închis. Trimis la închisoare. Și așa mai departe. Uh, în Roman, capitolul 13, fiți foarte atenți. Fiți foarte atenți la ceea ce vă voi citi acum, și la modul în care vă voi citi lucrul acesta, pentru că. Altfel nu vom putea să ne înțelegem în Roman, capitolul 13, nu eu, ci Apostolul Pavel, ne spun următoarele. Citez. Oricine, oricine, nu doar unii, nu doar alții, nu doar cei din lume, ci și credincioșii, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduierii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Prieteni, Domnul Iisus Hristos ne-a spus să iubim pe vrăjmașii noștri. Dar tot el a luat un bici și a doborât mesele schimbătorilor de bani și i-a dat afară spunând următoarele lucruri. Ați făcut din casa tatălui meu o peștere de tâlhar. Vă rog, nu extrapolați ideea aceasta. O. Oh! Noi trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri, deci de aici înainte, dacă cineva vine și îmi violează copiii, nevasta, eu să stau pasiv și să-l iubesc pe acel om și să mă uit la el cu milă. Fiți foarte atenți la modul în care Dumnezeu ne spune să acționăm drept în legitima apărare. Nu înseamnă că Trebuie să extrapolăm binecuvântarea pe care o dăm. Uite, de exemplu, ați văzut câți oameni m-au blamat. Pe mine mă blamează în ultimul timp foarte mulți. Din nefericire, mulți dintre ei sunt pastori. Acum, v-aș arăta, uite aici, pe ecranul acesta, print screen-urile pe care le primesc de la uh, comunitatea Genesis, care vede comentariile acestor oameni, postările lor în Facebook, în care își bat joc efectiv de pastorul Florin Antonie prin comentarii urâte și sunt pastori, pastori de biserici nu din asta de țară, pastori de biserici mari, din Oradea, din Timișoara, din Arad și să nu vă mai spun. Aș putea, uite acum, să vi le prezint aici, poză, că avem toată tot documentația și să vă spun, ia uitați-vă cine vă postorește pe voi, dar n-aș face un lucru bun. Datoria mea de pastor este ca pe acești oameni să-i binecuvântesc, să iubesc în continuare și să mă rog pentru ei. Dacă însă acești pastori ar veni mâine și ar începe să împuște pe aici și să omoare, când pe unul, când pe altul, datoria mea de cetățean este să lupt împotriva lor, să opresc măcelul acela. Ca și-a datoria ta și așa mai departe. După ce elimini riscul crimelor, riscul abuzului, riscul masacrului și atrocităților, atunci, pe bună dreptate, îi vom lua pe acei oameni, îi vom duce în fața legii, legea să judece cu ei și dacă părinții copiilor violați vor decide să ierte, asta este decizia celor părinți. Dacă vor decide să-i binecuvânteze în continuare, este decizia acelor părinți. Dar legea va trebui respectată. Vă rog din suflet să înțelegeți exact ceea ce v-am spus. Nu înseamnă că acum toți putem să furăm, să mințim, să omorâm, să ne batem joc de ceilalți oameni, doar pentru că, după ce ne vom fi sfârșit uh, năduful, ne vom cere iertare și vom spune: Iertați-ne pentru că voi aveți datoria să ne binecuvântați și să ne iertați. Nu puneți pe picior de egalitate iertarea, acest fenomen al iertării, cu plata consecințelor. Consecințele vor rămâne, prieteni. Vor rămâne. Dacă mai aveți nevoie de explicații pe această teză, vă rog să-mi spuneți și cu dragă inimă vă voi explica. Am încercat pe cât posibil să fiu scurt pentru ca să lăsăm dreptul la întrebări și a celorlalți. O întrebare de asemenea care vine este de la Lidia Set Mihalki. Multă face tuturor, frate Florin Antonie, oare este important, uh, vă rog să ne spuneți despre capitolul 21 Luca de la versetul 20 până la 38, de fapt despre ce perioadă este, la ce perioadă Dacă se îmi permiteți, referă. vă rog din suflet să mă lăsați să citesc din respect pentru cei care nu au acces la Biblie Sigur. sau poate că nu au o Biblie. Da? Luca 21, versetul capitolul 30. 21, versetul 20 la 38. Este un text Cămâtați. lung. Este un text lung în care, în textul acesta, voi veți vedea modul în care ni se spune când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști. Să știți că atunci pustirea lui este aproape, iar apoi începe și ni se prezintă ce se va întâmpla în perioada necazului cel mare. Sunt mulți oameni. Vă rog să mă înțelegeți. Aceasta este opinia mea teologică, este opinia nu pe care am învățat-o la doctorat, ci este opinia pe care eu am învățat-o din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aveți alte păreri, opinia mea este, o puteți considera doar o opțiune. Știu că sunt și oameni cu alte opțiuni, dar din respect pentru voi, aceia care întrebați, vă spun opțiunea mea. Matei 24 și Luca 21 nu sunt despre exact același eveniment. Nici măcar nu sunt înregistrate în același loc. Dacă vă uitați atenți, Matei 24 este o serie de întrebări pe care patru ucenici, Petru, Ioan, Iacov și Andrei, de unde știu lucrul acesta pentru că este descris în Evanghelia după Marcu. Acolo ni se spune în Marcu 13 cine au fost acești patru. L-au luat pe Domnul Iisus Hristos deoparte pe muntele măslinilor. Și au discutat despre ce se va întâmpla. Luca 21 este un cu totul alt lucru, cu totul alt aspect. Veți vedea că ei sunt jos, lângă munte, lângă templu, iertați mă și ei discutau despre uh, modul în care este templul uh, construit și toate minunățile de acolo. Și atunci Domnul Iisus Hristos le-a spus ce se va întâmpla cu națiunea lui Israel. Tot ceea ce vedeți, aproape tot ceea ce vedeți în Luca 21 s-a întâmplat în anul 70. În anul 70, când templul a fost distrus, când națiunea lui Israel a fost luată și răspândită în întreaga lume. Tocmai ca și pedeapsă pentru că ei erau nesupuși față de Imperiul Roman. Luca 21 prezintă așadar ce s-a întâmplat în anul 70 și foarte mici inserții ale elementelor care se vor întâmpla la sfârșitul vremurilor, pe care, și vor, vorbesc aici, de, detaliile acestea sunt efectiv scrise cu claritate în Matei 24. Acolo unde ni se, da, ni se face acea comparație uh, a vremurilor din urmă, ni se spune uh, precis despre necazul cel mare, uh, ni se spune uh, despre ce se va întâmpla în uh, perioada în cazul lui cel mare și ni se spune că neamul acela de oameni vorbește despre smokin, nu va trece. Dacă vă uitați în limba greacă, acolo sunt folosite două sintacme diferite. Luca vorbește mereu despre înainte de toate acestea, înainte de toate acestea, vă vor da, înainte de toate acestea, se va întâmpla, înainte de toate acestea, s va fi. Vedeți? Când vorbim despre, despre Matei 24, ni se spune atunci, 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 atunci se vor întâmpla. Acum, ca să închei, Luca 21, prieteni, vorbește despre ce s-a întâmplat la asediul Ierusalimului și nu despre ceea ce se întâmplă acum. Nu despre ceea ce se întâmplă acum. Desigur, la finalul capitolului 21 din Luca, Acolo apare inserția aceasta cu privire, la, uh, cu privire la vremurile de sfârșit, pe care le veți găsi și în Matei 24. Și m-ați întrebat mai devreme, nu mai, țin mint, nu mai rețin numele prietenului nostru care m-a întrebat cât la sută sunt uh, sigur că va fi înainte de necazul cel mare, mă bazez tocmai pe acest text. Luca 21:34 Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vă prindă fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile care vor veni și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Deci, cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, Luca, doctorul Luca, ne spune că noi trebuie să avem putere să scăpăm. Și că vom scăpa. Dacă vom avea putere. Dacă biserica va trece prin necazul cel mare prieten sau va trece prin incipienta a perioadă anticristului, avem o problemă cu versetul 35-36 din Luca 21, dar mă rog, nu vreau să întristez pe frații mei care cred că va trece și prin necazul cel mare. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe aceștia în fond. Nu contează. Că trecem prin necas sau că nu trecem prin necas, important e să ajungem sus. Știi, de multe ori, Ciprian, dragule, noi gândește-te la doi oameni care merg la nuntă și ei se ceartă toată viața lor Că unul vrea să ajungă pe jos și că unul vrea să ajungă cu mașina. Rolul nostru nu este cum ajungem. Rolul nostru este să ajungem prieteni. Să fim la nuntă. Aia ne interesează pe noi. Să ne bucurăm cu mirele nostru. Că mergi pe jos sau că mergi cu mașina, asta e secundar. Noi pierdem timp să ne certăm cum ajungem acolo. Sau când ajungem acolo, mai devreme sau mai târziu. Na, mă rog. Uh, și o întrebare vine de la o ascultare, cum ziceam, România va fi implicată în cel de-al treilea război mondial? Sunt șanse sau nu? Dumnezeu să se îndure de poporul israel. Semnele venirii lui sunt cât se poate declare. O seară binecuvântată România este membru NATO, este membru Uniunii Europene. Dacă va începe cel de-al treilea război mondial, NATO va fi implicat acolo și România va fi implicată automat prin NATO. Nu poate să evadeze din NATO. România va fi trasă în al treilea război mondial. 2. Dacă vă uitați atenți, Ezechiel 38, Ezechiel 39, este scris că acest gog care vine din Magog va coborâ prin Tuval și Meșec. Tuvalul și Meșecul sunt Turcia de astăzi. Turcia de astăzi. Uh... Dacă vă uitați pe axa pe care o descrie Biblia, veți vedea că ei vin și prin Nord și prin... Unde e România de astăzi? Se vă duce spre Israel. România va fi implicată direct în tot acest segment, prieteni. Că ne place sau nu, asta este altă problemă. Și ne oprim aici pentru că timpul este neitaț. Sunt două ore, peste două ore și șase minute. Stimați ascultători, ne bucurăm că Ne revedem luni oricum. Ne revedem luni cu. Nu? Ne revedem luni cu. domnule, ne vedem luni. Eu cred, că, eu cred că și mai repede, poate așa, undeva și pe duminică la știți Să știți că pentru aceia care uite primesc, eu primesc știrile în mod live acum. Tel Avivul este atacat masiv. În momentul acesta în care noi vorbim, Tel Avivul este atacat masiv. Dacă sunteți din Tel Aviv, vă rog să confirmați. Israelul Cerul Israelului este bombardat de este de rachete și Iron Dome lucrează la, la capacitate maximă. Dacă puteți confirma, vă rog aceste lucruri. Cum ziceam, să aveți o seară binecuvântată, ne reîntâlnim în aceste momente. După ce ieșim, avem un update de la fratele nostru pastor mesianic, Daniel Stanger, care este acolo. Fratele Daniel a mai avut patru interviu astăzi la Antena 3, la b TV. Este foarte căutat și încercăm să-l mai ducem la noi azi, mâine, după ce a fost la noi. Și dacă vă aduceți aminte, l-am adus zile trecute și în timp ce era cu noi în direct, da, a auzit alarma de război. A trebuit să fugă în buncăr rapid, dar se pare că a fost doar niște rachete care scuturile a și detonat în aer. Mm -hmm. a, a fost emoționant pentru e, noi, soara, noi soara... În prima oară să vedem astfel așa, un astfel da, de eveniment da. să fie în direct. Sigur. Da, sora Berari ne spune, ne roagă să mai rămânem o oră. Stimată soră, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Probabil că dumneavoastră puteți să mă ascultați pe mine mai mult. De două ore, eu nu pot să vorbesc mai mult de două ore, am obosit. Iertați-mi neputința aceasta, dar am, am, de, 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 de la prima oră dimineții, de asemenea, și ieri și astăzi, sunt tot în relații cu anumite posturi de radio sau de e, televiziune care tot cer detalii și așa mai departe. Sunt efectiv uh, copleșit. Simt că mintea mea uh, uh, nu mai lucrează. Iertați-mă, dar nu mai pot. Vă rugăm în continuare să rămâneți în rugăciune și post împreună cu toții pentru uh, poporul Israel. Mâine, în Cluj, va fi această conferință condusă de doctorul Baruch Corman, este aici alături de Love Israel România. Noi, partenerii media Vocea Creștine, o să moderez mâine această conferință, așa că vă așteptăm pe cei care sunteți din Cluj. La orele 9 vă rugăm, dacă puteți să fiți aici, care sunteți și care sunteți doritori. Totodată la 10 începem fix, dar pentru a putea gestiona mai bine lucrurile, organizarea, vă rugăm să fiți mai repede pentru toți ceea care aveți intenția. Vă dorim o seară binecuvântată, nu uitați, în continuare, susțineți lucrarea Vocea Creștină, tot ceea ce facem alături aici de colegii mei și platforma Vocea Creștină este susținută din parte în mare parte de Dumneavoastră, de fiecare bănut, fiecare rugăciune, fiecare uh, mesaj care ne-l trimiteți pe noi ne face să mergem înainte. Dar Dumnezeu are un plan cu noi. Uh, vedem binecuvântarea lui, dar totodată a fost și o perioadă de vară poate mai gruță pentru noi, pentru că sunt cheltuieli lunare, cu acest post ne-am uh, implicat foarte mult, am crescut foarte mult, avem cheltuieli tot mai mari, pentru că vrem să aducem tot mai bine lucrurile și să facem un lucru tot mai frumos și mai bun uh, și mai profesional aici pe platforma Vocea Creștină și o simțiți, uh, stimați ascultători, în fiecare zi, creșterea de aici, de la Vocea Creștinilor. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze și în zilele următoare suntem din nou aici alături de voi. O seară plăcută. Mulțumim, frate Florin, pentru toată disponibilitatea. Amen, mulțumim. Vă salutăm, comunitate Vocea Creștinilor. În aceste momente suntem în sediul din Arad și vrem să vă aducem la cunoștință că ne-au ajuns cei 12 paleți de Biblii peste uh, 9500 de Biblii care i-am adus aici, pentru că 500 am luat săptămâna trecută, am dus cu noi la București, ne bucurăm și mulțumim Domnului pentru faptul că au ajuns cu bine uh, Bibliile la noi de la Societatea Biblică. În perioada următoare vrem să vă anunțăm că vom trimite din nou în toată țara, avem o listă cu organizații, biserici, misionari, evangeliști care ne-au cerut și o trebuit să sistăm puțin pentru că n -am mai avut, nu ne-a mai rămas nimic din cei 5.000 de data trecută. Iată că acum avem aproape 10.000 cu cine mai rămas câteva să putem să continuăm această lucrare. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă mult rod și prin ceea ce avem acum, Dumnezeu să lucreze. Mulțumim tuturor acelor care ați contribuit din punct de vedere spiritual, cu rugăciuni, cu încurajări, dar și financiar. Totodată și aceste Biblii la un moment dat se vor termina probabil în câteva luni, pentru că vrem să le oferim cu drag acelor care vor să facă această lucrare pentru Dumnezeu. Dar totodată începem următoarea campanie, așa cum știți, de 50.000 de Biblii. Atâta timp cât Dumnezeu ne va binecuvânta și va uh, va lăsa ca resursa financiară să vină către noi, noi vom continua acest proiect. Credem că și următorul proiect uh, îl vom duce la bun sfârșit. Mulțumim uh, pe această cale prin faptul că ne-au ajuns aceste colete, mulțumim celor care ați fost implicați, societății biblice din Atlanta. De asemenea, mulțumim local, aici pe Arad, pentru că aceste Biblii trebuia să le aducem din Târgu Mureș și Dumnezeu ne-a ajutat printr-un frate local, este vorba de Vali Urs, care prin dumnealui și o organizație locală, o companie locală de transport, am putut să le aducem din Târgu Mureș la Rad, fără contracost și Dumnezeu ne-a binecuvântat prin aceasta. Mulțumim fratelui Vali! De asemenea, vrem să uh, vă aducem la cunoștință că vom continua aceasta. Rugați-vă pentru că acest proiect să aibă un impact spiritual aici, în România. Uh, și pentru anul care vine, va avem proiecte mari de evangelizare, vom merge cu caravana în continuare, ne vom dori să ajungem cu caravana în toată țara, în orașele mari, în vara viitoare și multe alte proiecte, conferințe și. Uh, lucrarea aceasta de media, prin media să răspândim Cuvântul Dumnezeu. Noi vă mulțumim, continuați să vă rugați, continuați să ne scrieți mesajele voastre pe caravanaevanghelie.ro, continuați să susțineți și să vă implicați și financiar, tot acolo pe caravanaevanghelie.ro puteți să donați în continuare. De asemenea, pe vocea creștinilor donație, de asemenea și acolo se poate dona. Toți banii care uh, sunt pentru Caravana Evangheliei sau donații pentru Biblii, toți banii ajung pentru acest proiect. Ceea ce până acum am uh, putut să facem posibil, acest proiect cu ajutorul Lui Dumnezeu, și mulțumim Domnului pentru ceea ce s-a realizat. Păsăm cu pacea și harul Lui Dumnezeu în continuare. Continuați să vă rugați împreună cu noi. Și uh, Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot efortul care l-ați depus în acest proiect frumos și minunat. O zi binecuvântată să aveți.